Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad, este ora 9, sunteți la Prima News. Numărul real al celor cu venituri de lux este dublu față de cel înregistrat de Inspecția Muncii. Practic, ITM arăta că sunt 42.315 români cu salarii de peste 25.000 de lei, iar dintre aceștia 2.300 bugetari. Numai că în revisal nu sunt adăugate și anumite categorii de bugetari ale căror venituri asimilate sunt peste salariul președintelui României. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost prins ieri și va fi extradat în România. El era dat în urmărire internațională în urma unei condamnări la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Fostul deputat a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova și nu mai are voie să intre în țara vecină 15 ani. Nicolae Ciucă, șeful guvernului, nu exclude varianta de a fi vicepremier în viitorul executiv după rotativă. Sunt mai multe opțiuni și în funcție de finalul mandatului voi lua o decizie. Sunt cel puțin 3 opțiuni. Poate fi și aceasta una dintre ele, a declarat Nicolae Ciucă ieri. 81.000. Aceasta este cifra reală a celor cu salariu mai mare decât al președintelui, adică peste 25.000 de lei. Sunt cei pe care guvernul vrea să-i taxeze suplimentar cu 16%. Lucru greu de aplicat și o măsură ineficientă pentru a acoperi gaura de 20 de miliarde de lei de la buget, spun specialiștii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte care vor fi finanțate prin programul Tranziție Justă, perioada 2021-2027. Acestea vor sprijini sectorul antreprenorial pentru a genera locuri de muncă durabile. Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală, a declarat ministrul Marcel Boloș. Cei doi polițiști din București care au fost prinși în flagrant în timp ce luau mită de la un șofer turc au fost reținuți pentru 24 de ore. Unul dintre ei ar fi chiar lider de sindicat. Iar de astăzi și până luni este în vigoare o atenționare de călătorie pentru Bulgaria emisă de Ministerul de Externe. În acest interval s-ar putea să așteptați mai mult la frontiera spre Grecia și Turcia. O prelungire a timpului de așteptare este posibilă și în Vama Ruse la întoarcere, atunci când românii vor reveni în țară după vacanța de 1 mai. Știri externe acum. Kievul a fost zguduit din nou de explozii în această dimineață când s-au auzit alarmele de raid aerian. În regiunea Cherkasii, rachetele au rovit o clădire rezidențială și mai multe depozite. La Dnipro au fost cel puțin 5 morți. Două elicoptere de atac ale armatei americane s-au prăbușit ieri în timpul unui zbor de antrenament în Alaska. Accidentul este al doilea de acest fel în mai puțin de o lună. Armata a anunțat că face investigații, fără a preciza însă câți soldați au pierit în tragedie. Legendarul prezentator TV Jerry Springer a fost realizator al emisiunii The Jerry Springer Show și a murit aseară la vârsta de 79 de ani. Springer a fost recent gazda unei noi emisiuni intitulată Judge Jerry, în care a jucat rolul unui judecător într-o sală de judecată adevărată. Sport acum. Halep a vorbit în premieră despre cazul său de dopaj. Simona susține că are toate probele care îi demonstrează nevinovăția, însă ITF nu le ia în seamă. Iar Sabău a transformat-o pe Universitatea Cluj. Șepcile roșii vor juca cu trofeul pe masă în Cupa României după ce au trecut în semifinale de UTA. Meteo acum. Vremea va fi frumoasă, dar rece acum dimineață. La munte, la peste 1700 de metri altitudine, sunt posibile precipitații slabe. Vântul bate în est și în sud-estul țării, iar în Carpații meridional și de curbură va avea rafale de peste 70, chiar 80 de kilometri la oră. Maximele se vor situa între 11 și 18 grade. Am revenit în studio unde la această oră discutăm despre salarii și despre supraimpozitare. În discuție în varianta actuală este un procent de 16% valabil la impozitarea asta în general. Discutăm așadar cu mai mulți invitați ca de obicei. Astăzi începem cu domnul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Urmează apoi Stelian Muscalu, consultant economic, Mircea Coșa, profesor de economie și Adrian Negrescu, analist economic. Bună dimineața, domnule Dăianu! Bună dimineața!
Vedem aceste discuții care sunt mai mult sau mai puțin încinse. Ne-am cam obișnuit cu discuțiile aprinse în ultima vreme pe diverse subiecte, mai ales când este vorba de bani, de buget și de PNRR. Acest subiect al supraimpozitării salariilor care depășesc salariul președintelui sau veniturile care împreună depășesc acest nivel, acest reper, cum vi se par dumneavoastră? Vi se pare relevantă această supraimpozitare? Ar schimba ceva în lipsa despre care vorbim acum de 20 de miliarde pe tot anul din buget? Sigur că denumirea poate fi comentată în fel și chip, pentru că dacă spui supraimpozitare, poți să te duci cu gândul la ceva care are efect numai temporar, de pildă așa cum au fost impozitate în mod suplimentar companiile din domeniul energiei. Dar lucrurile nu stau așa și ceea ce cred eu este că, din păcate, la noi nu este privită situația în ansamblu. Noi vorbim, într-adevăr, de 20 de miliarde de lei care au fost evocate de Ministerul de Finanțe cu ceva timp în urmă, în sensul nevoii de a obține, de a acoperi acest gol care se contura în execuția bugetului public, fie prin reducere drastică de cheltuieli, printr-o colectare mai bună. Eu ce aș vrea să subliniez? Că, din păcate, în 2023 noi suntem în situația din 2019, adică cu un deficit structural al bugetului public care este în jur de 5% din produsul intern brut. Este o situație care nu poate fi perpetuată. În 2020 am avut pandemia, deficitul s-a dus la puțin peste 9% din produsul intern brut. În 2021, pe fondul revenirii economice, deficitul a mers în jos la puțin peste 7% din PIB și anul trecut am avut un deficit pe cash puțin sub 6% din produsul intern brut, dar care beneficiase în obținere de niște condiții cu totul excepționale, mă refer la o inflație foarte înaltă și veniturile din energie. Noi ne-am întors, în fapt, la deficitul din 2019, anul pre-pandemie. Este un deficit structural ca diferență între venituri, noi le spunem permanente, dar nu există în viață venituri permanente. Sunt venituri care sunt normate prin lege și confirmate de experiență și cheltuieli permanente. Aceasta este situația de fapt. Și nu numai că România este în procedură de deficit excesiv care ca stare ce obligă la corecție bugetară, dar din 2024 regulile fiscale în Uniunea Europeană, fie ele modificate, ele de fapt își vor fi aplicate din nou pentru toate țările. Aceasta este situația. Dumneavoastră ați spus într-adevăr supraimpozitarea veniturilor. Tot ceea ce înseamnă venituri ale oamenilor care pot să fie afectate de o schimbare în regimul fiscal intră într-un domeniu foarte, foarte delicat. Poate în politica fiscală, politica bugetară, în politica economică în general a unui stat, a te atinge de veniturile oamenilor este în situația cea mai delicată. Pentru că oamenii își văd veniturile ca niște drepturi câștigate pe care dacă vrei să le modifici ai nevoie de niște argumente foarte, foarte serioase. Adică o situație extraordinară, o situație de război, iar procedura de deficit excesiv pe care guvernul, dar nu numai guvernul, o invocă, ea nu este conștientizată de oameni. Numai atunci când criza a izbit puternic România și când era România era cu spatele la zid și pe acces pe piețele internaționale, s-au luat niște măsuri foarte dure care parțial au fost reversate, folosesc acest barbarism. Deci revin, noi suntem într-o situație în care avem un deficit structural de 5% din produsul intern
intern brut. El este generat și de erori flagrante care au fost comise în politica bugetară. Întâmplător, instituții internaționale arată acest lucru, ceea ce și analiști români au făcut-o în diverse evaluări. Eu am menționat în unele intervenții publice că, de pildă, am avut decizii luate în 2015 și în 2017 a fost redus TVA-ul copios. Veniturile, cred că fapția nici nu mai există. Ea este invocată în dezbaterea publică, dar noi nu avem un regim de cotă unică. Noi avem un regim fiscal regresiv, adică proporțional cei care au venituri mai mici plătesc mai mult. Dumneavoastră ați spus, apropo de asta, că este în urma unor transformări de-a lungul timpului un regim fiscal inechitabil la noi în țară. Cum am putea să-l facem să fie echitabil? Este ceva foarte greu de făcut? Știți cine lipsește în dezbaterea publică de la noi? Și pentru mine este ceva stupefiant. Și vă spun și de ce. Deja în media au apărut, se fac aluzii, se dau informații din analize făcute de Banca Mondială, de Fondul Monetar Internațional. Suntem ca într-o cultură a samizdatelor. Adică unor documente clandestine. Acestea nu trebuie să fie așa. Ele trebuiau să fie prezentate de Ministerul de Finanțe, de către guvern. Acestea sunt niște analize, nu sunt simple exerciții academice. Ele vin cu o serie de recomandări care privesc regimul fiscal, dar nu numai sistemul de taxe și impozite din România, unde se arată clar erorile care s-au comis și faptul că trebuie să facem ceva. Nu putem să rămânem cu deficit atât de mari. Dar totodată, schimbarea regimului fiscal este judecată în relație cu ce trebuie să facem în ceea ce privește legislația muncii, astfel încât să încurajăm participarea pe viața muncii a celor care în momentul de față operează fie în zona subterană sau de fapt nu lucrează. Reforma sistemului de pensii, reforma sistemului de salarizare. Vedeți, toate acestea, și este interesant că în mod enfatic se subliniază în aceste documente, care ele operează precum niște samizdate, ca înainte de 89, adică ca niște documente secrete, confidențiale, ceea ce este năucitor. Aceste documente trebuiau să fie prezentate. Acolo se vorbește și trebuie spus așa ceva, de impozitare progresivă. Și nu, aceste instituții nu pot fi calificate ca practicând un partizanat politic. Noi, din păcate, în România avem un blocaj adesea ideologic, fie la stânga, fie la dreapta. Eu înțeleg și pe Partidul Național Liberal. Din punct de vedere imagologic, într-adevăr, e o problemă, aș spune. Trebuie să trecem la impozitare progresivă. Nu treci la impozitare progresivă. Dar atunci haideți să revenim la cota unică care era, de 16%. Deci cota unică, 16%. Așa a fost introdusă ea când a fost introdusă. Adică în viață uneori trebuie să iei niște decizii foarte grele, dar trebuie să le iei. Eu nu spun acum că... Eu îmi dau seama ce dificil este pentru coaliție să ia asemenea măsuri în momentul de față. Da, în mod sigur. Și tehnic și emoțional. Până acum vă spun, s-au luat unele măsuri legate de pildă de TVA, s-a încercat în ceea ce privește impozitarea proprietății, s-a renunțat pentru că și acolo este o situație complicată. Sunt oameni, mai ales în mediul rural, care nu au venituri pentru a plăti niște impozite mult crescute, dar deciziile trebuie să fie luate. Eu ce aș face? Aș face în mod public, adică aș face cunoscute public, aș prezenta aceste documente care sunt ale Băncii Mondiale, ale Fondului Monetar Internațional. Să știți că aceste documente sunt în consonanță și cu ceea ce există în Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt voci care critică în mod vehement și virulent acest plan. Sigur, el poate să aibă slăbiciuni. Niciun plan nu este... nu există plan perfect pe această lume. Se poate discuta, dar reformele structurale care sunt prevăzute în Planul Național, de fapt, ele ce sunt? Ele sunt recomandările de țară care
an după an erau făcute guvernelor care s-au perindat la cârma României și care, din păcate, nu au fost adoptate. Da, pe multe dintre ele le știm și din interior, nu doar sub formă de sfaturi. Exact. Mulțumim. Deci ce vreau să vă spun este că aceste decizii trebuie să fie luate. Trebuie. Nu putem să mizăm, le anunțăm și le vom adopta măsurile numai în 2025, după ce vor fi terminate alegerile. Mă gândeam și eu, aveți foarte mare dreptate că, din păcate, noi avem obiceiul să le discutăm și să le rediscutăm când au miză electorală, dar în rest, când e vorba de aplicare, uităm sau avem întotdeauna alte priorități. Vă mulțumim foarte mult. Și nu mi este clar dacă piețele financiare vor avea răbdare cu noi. Eu, de pildă, am și spus că ar fi o performanță grozavă pentru guvern să termine cu un deficit sub 5%, nu 4,4%, să terminăm măcar sub 5% în 2023 și în 2024 să ne apropiem de un 4%, dacă este posibil. Ce este necesar pentru piețele financiare, că ne placă, nu ne placă aceste piețe, de fapt, de acolo obținem finanțarea. Trebuie să dovedim că există o traiectorie durabilă de corecție a deficitului bugetar. Asta trebuie să dovedim. Și asta se poate face. Și mai vreau să fac o observație. Multă lume spune că nu se pot adopta măsuri, fiindcă suntem într-o perioadă de criză, că este război. Așa este. Avem un război la granițe, este o perioadă foarte dificilă, dar totuși în România a existat creștere economică, chiar dacă ea nu se vede în buzunarele multor cetățeni. Însă, ce ar fi fost să fie avut recesiune economică? Ar fi fost mult mai greu, mult mai greu. Și, din păcate, atunci când ești foarte vulnerabil, când ești foarte slab, știți că piețele te atacă în mod nemilos, ele nu au mărinimie. Da, deci și în loc să fi profitat de faptul că nu este recesiune, să folosim în avantajul nostru această situație care cumva aproape că ține de noroc în perioada asta grea, da? Am luat măsurile potrivite. Fără îndoială că au trenat foarte mult reforma salarizării, reforma sistemului de pensii. Se spune în românește, se spune în înțelepciunea noastră, dă-i omului mintea de apoi. Asta este. Nu le-am făcut la timp și totuși trebuie să luăm niște măsuri. Problema este că uneori la mintea de apoi nu mai poți să faci ceea ce trebuie. Este alături de noi și profesorul Mircea Coșea. Bună ziua! Cred că l-ați auzit și dumneavoastră pe domnul Daniel Dăianu. Unul dintre subiectele foarte des discutate, dar tot așa aduse în discuție mai degrabă în zone în perioade electorale și în rest uitată, este reforma salariilor. Avem una dintre cele mai mari rate de impozitare a muncii în Uniunea Europeană și majoritatea specialiștilor spun că reforma acestui sistem de salarizare și de impozitare a muncii ar ajuta foarte mult, ar însemna o schimbare structurală cu efecte macro. Cum vedeți dumneavoastră această discuție despre supraimpozitare, când poate mai degrabă ar trebui să vorbim despre schimbarea întregului sistem de salarizare și impozitare a muncii, domnule profesor? Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. O să încerc să fiu foarte succint pentru că aveți mulți invitații în timpul aplicat acestei. No, ne place să vă ascultăm împreună. Știm că nu reușiți întotdeauna, sunteți cu program încărcat. Dacă puteți să stați cât mai mulți, nouă ne face mare plăcere. Vă rog. Vă mulțumesc. Doamne, eu am o părere care este foarte tranșantă și anume că în momentul de față în România nu există viziune clară, precisă, a celor care ne guvernează în legătură cu ce trebuie să facă. Singura viziune clară pe care o au este menținerea unui privilegiu care până la urmă are un efect politic și anume pensiile speciale. După ce am discutat luni de zile, iar domnul ministru al muncii a devenit un fel de portparol, un fel de purtător de cuvânt al guvernului pe pensii, doar pe pensii, lucrurile nu s-au mișcat deloc și acum venim cu o propunere pe care eu nu consider că este viabilă, și anume impozitarea cu 16%, ceea ce depășește venitul leafa președintelui. Aici am de făcut două observații. Prima, nu cred că este bine să luăm ca reper de analiză
leafa unui funcționar al statului. Pentru că președintele statului român este un funcționar al statului român. El primește o leafă, nu știu cum s-a calculat, dar nu este, din punctul meu de vedere, un reper. Reperul ar trebui să fie un principiu de eficiență, de performanță. Pentru că noi suntem într-o economie așa zisă liberă, economie europeană, cu valori legii, în care trebuie ca să sprijinim veniturile populației sau salariaților sau, mă rog, actorilor economici care au rezultate. Deci munca trebuie să fie compensată, trebuie să fie recunoscută, trebuie să mergem pe calea unor îmbogățiri, între ghilimele, al celor care au capacitatea ca să performeze și nu să o plafonăm într-o manieră aproape comunistă la un nivel care îl stabilim ca fiind valabil. De ce este valabil acest venit al președintelui și nu performanța celor care lucrează? În al doilea rând, această impozitare nu aduce niciun fel de sport din ceea ce privește rezolvarea problemei deficitului. Este o parte minoră această revenire pe care guvernanții vor să o facă, deci din punctul meu de vedere nu are niciun efect pe buget, este atât de mic încât, așa cum spunea Daniel Găianu, nu vom putea să reducem deficitul la nivelul la care ne așteptăm. Deci ceea ce se face acum este de fapt o trecere manipulatorie de la această incapacitate politică a celor care ne guvernează de a rezolva problema pensiilor speciale, la o problemă care până la urmă este de o echitate de tip comunist. Hai să ne aliniem toți la un nivel. De ce? Dacă există o performanță, trebuie neapărat să o facem și să o recompensăm. Pentru că noi vrem ca să avem oameni performanți, oameni care să trăiască bine, oameni care să aibă venit prin conformitate cu rezultatele muncilor și nu să îi aplatizăm la un nivel pe care l-am stabilit, nu se știe cum și în ce fel. În al doilea rând, este foarte corect ceea ce spuneți dumneavoastră. Ceea ce se întâmplă acum nu rezolvă problema sistemului de salarii România. Sistemul de salarii trebuie să fie bazat pe o reformă. O reformă foarte, foarte necesară, care pleacă de la un element foarte simplu, și anume reforma administrativ-teritorială. Atâta timp cât România este supraîncărcată cu structura administrativ-teritorială de UAT-uri care consumă mult și care trebuie să fie alimentate permanent de la bugetul național, pentru că ele singure nu își pot acumula veniturile necesare, nu vom rezolva problema. Iar acest lucru trebuie să fie legat și de o reformă a legăturii între cele două sisteme importante ale economiei românești, anume sistemul bugetar și sistemul privat. Trebuie ca să plecăm de la ideea că sistemul privat e o realitate care nimeni nu poate să o nege. Este singurul care alimentează economia României. Toate lepurile din România ale bugetarilor sunt plătite de fapt de privați. Deci atâta timp cât Ministerul de Finanțe, această structură de gândire a actualei coaliții, nu va înțelege că trebuie stimulat, ajutat, impulsionat mediul de afaceri în România pentru a crea mai mult și nu oprimat prin impozite și taxe care se măresc la vedere sau la obula sau pe întuneric, pentru că nu știm exact cum evoluează, nu e o transparență pe care să o înțelegem, atunci nu vom putea să mergem mai departe. Deci, în concluzie, ca să termin, ceea ce se întâmplă acum nu rezolvă nimic. Este doar o complicație și mai mult a acestui haos care există în România în legătură cu ceea ce înseamnă sistem de salarizare și sistem de pensii, pentru că ele sunt în legătură. Cât timp nu vom stimula producția, investițiile, nu vom ajuta și vom înțelege că singurul sprijin al economiei românești este mediul de afaceri, nu vom merge mai departe și vom alimenta economia într-o manieră toxică, extrem de periculoasă, care înseamnă creșterea deficitului contului curent, adică ne vom împrumuta și mai mult. Banca Națională a anunțat și nu putem să negăm acest lucru. În momentul de față avem cel mai mare record de creștere a deficitului contului curent, deci ne împrumutăm enorm și ăsta e un lucru care în termen relativ curt, de 9 până la 13 luni, va agrava foarte mult situația fiscală a României, apropiindu-ne de un moment care poate să fie asimilat, nu zic că va veni, dar trebuie să fim atenți la el, asimilat cu o începere a unei perioade de incapacitate de plată, pentru că ne vom împrumuta din ce în ce mai scump, mai greu și mai împovărător pentru cei care vor veni după noi.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Domnul profesor Mircea Coșa a subliniat ceva ce par să nu înțeleagă deloc autoritățile, și anume importanța acestui sector privat din economie. Faptul că, așa cum sublinia și domnia sa, toate salariile de la stat sunt plătite prin contribuții de la domeniul privat, este un lucru de importanță majoră și probabil că nu este vorba de neștiință, ci poate de cu totul altceva, o ignorare voită, pentru că atunci când este vorba de o negociere politică, aceste chestiuni sensibile sunt foarte grele într-o negociere și în fața electoratului și în fața celor din zona politică, dacă, ei între dacă ei. Dacă îmi permiteți, totuși, deci, Tăianu. Da, bineînțeles, vă rog. Dacă îmi permiteți, alimentarea bugetului public se face cu impozite și taxe aplicate și bugetarele sectorului. De acord, doar că proporția asta, da. Nu, haideți să fim... E o redistribuire a veniturilor aici. Deci încă o dată, haideți să vorbim pe cifre. Deci pe cifre. Nivelul de impozitare din România, de taxare, este printre cele mai reduse, să știți, în Uniunea Europeană. Și am ajuns în această situație nu numai dintr-o, să spunem, dintr-o abordare filozofică, ci pur și simplu pentru că s-au comis și erori monumentale. În 2015-2017, uitați-vă de pildă la reducerea veniturilor din impozitarea personală, deci veniturile personale. Deci a scăzut de la 3,5-3,6 din PIB, a scăzut la 2,4% din PIB. Același lucru s-a întâmplat și cu taxa pe valoare adăugată. Deci aceasta este realitatea care este ilustrată și de datele Eurostat și de datele Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, adică vorbim pe cifre. Pe cifre, ce spune domnul profesor Coșa, are dreptate, cum cheltuim banul public. Și în rapoartele Fondului Monetar Internațional, ceea ce se cere și prin PNRR, este să se facă această evaluare a eficienței utilizării banului public. E nevoie de o reformă a administrației publice și la nivel central și la nivel local. Dar până una alta... Și trebuie să rezolvăm chestiunea deficitului bugetar. Pentru că acum, de pildă, să ne imaginăm cum doresc poate unii să mai reducem taxe și impozite, pe de-a ne împușcăm în picior. Cum adică să mai reduci? Am văzut, de pildă, iar o propunere. Într-adevăr, să aplicăm cota unică peste tot, să se elimine toate facilitățile, toate scutirile care sunt practicate în relația cu unele sectoare economice, IT-ul, agricultura, construcțiile, dar totodată să reducem contribuțiile. Păi dacă reducem contribuțiile în condițiile în care avem un deficit bugetar atât de mare, n-am făcut nimic. Deci sigur că trebuie să ai un mediu fiscal cât mai prietenos, cât mai transparent. Dar acest nu se poate argumenta că, de fapt, la noi regimul fiscal este împovărător. Vrem să reducem contribuțiile, care înseamnă o impozitare a muncii mai înaltă? Perfect, vrem să facem așa ceva, dar haideți să compensăm. Din păcate, toate propunerile pe care le-am văzut în spațiul public nu sunt însoțite de cifre, de impact. Noi când analizăm, dumneavoastră în media, spuneți, care este studiul de impact? Dumneavoastră solicitați studiul de impact, așa este. Adesea, nici Ministerul Muncii, nici Ministerul de Finanțe, alte ministere n-au studiu de impact. Dar propunerile care se fac, fie din partea mediului de afaceri, fie din partea unor analiști, nu sunt însoțite de cifre. Deciziile privind politica economică, schimbarea unui regim fiscal, un proces de corecție a deficitului bugetar, trebuie să se întemeieze pe analize, pe cifre. Nu se poate ca în spațiul public să lansăm idei care să nu fie însoțite de evaluări temeinice. Nu se poate așa ceva.
Și situația noastră în momentul de față este că suntem cu deficitul structural la 5%, că pare că suntem încremeniți aici, fiindcă, din păcate, măsurile care sunt contemplate în momentul de față vor reduce poate cu 0,2-0,3% deficitul din PIB, deficitul bugetar. Trebuie să facem ceva radical. Sigur, sună, ai spune, pătimaș, pentru unii înspăimântător, dar astea dar sunt asta datele. Este, da, și ascultându-vă acum aceasta cum discutați aparent în contradictoriu cu domnul profesor, mă gândeam că tot ce funcționează în economie este așa ca un ceas din ăsta elvețian, unde orice reglaj cât de fin poate avea efect în altă parte și dacă nu ești foarte atent la cifre, cum spuneți, poți obține rezultate complet contradictorii. Și mă gândeam apropo de asta, dar o să luăm pauză de publicitate și să completăm după aceea. Apropo de banii care merg în buclă din salariile bugetarilor înapoi la buget, dar bugetul cât se autosustine prin producție, câte companii de stat au profit în așa fel încât să susțină salariile bugetarilor și cât vine din domeniul privat de care vorbea domnul profesor. Publicitate și revenim. Am revenit în direct unde vorbim de salarizare, de supraimpozitarea veniturilor și de toată această chestiune care este într-adevăr ca un fel de ceas unde o rotiță foarte mică poate să dea peste cap tot sistemul. Iar așa cum spuneau invitații mai devreme, nu avem cifre pe care să le folosim. Nu în sensul că ele nu există, ci în sensul că nu adunăm suficiente, nu le corelăm între ele și asta este o problemă în toate domeniile, nu numai în subiectul pe care îl abordăm acum. Adi Negrescu, cum vezi tu acest ceas elvețian, să-i spunem așa, că mi-a venit metafora asta astăzi, vorbind de aceste venituri și de reforma din salarii care toți specialiștii din economie spuneți că ar trebui făcută, nu înțelege nimeni de ce autoritățile nu iau în calcul această variantă în mod concret și de ce nu au făcut acest lucru mai de mult. Toate corelările astea au efecte, iar ce trăim acum ca dificultăți sunt efecte ale unor măsuri neluate mai de mult. Spunea domnul Deianu puțin mai devreme despre faptul că nu înțelege conceptul de supraimpozitare într-o perioadă în care statul, din punctul meu de vedere, ar trebui să strângă cureaua. Da, are dreptate din prisma faptului că nu este un supraimpozit. Ar trebui să fie doar o măsură administrativă prin care statul, dacă nu mai are bani să plătească aceste salarii uriașe în sectorul bugetar, poate din prisma deciziilor pe care ia, prin hotărârea de guvern, prin ordinea ministrului, prin orice act administrativ, să reducă salariile acelor oameni. Nu este nevoie de un supraimpozit, de un impozit special, este nevoie doar de decizie administrativă. Dar, într-adevăr, cum spunea și domnul Coșa puțin mai devreme, inducem în spațiul public o discuție care, din punctul meu de vedere, este puerilă. Nu are legătură cu realitatea economică bugetară, ci mai ales cu măsurile pe care ar trebui să le luăm într-adevăr pentru a acoperi această gaură. Din acești bani care ar putea fi strânși din salariile potentaților din sistemul public, nu vom acoperi deficitul bugetar și nu vom crea decât frustrare în rândul unor specialiști care am adus cu greu în sectorul bugetar și acum încercăm să le plafonăm practic veniturile absolut aberant printr-o raportare și o legare absolut ridicolă la salariul președintelui. Păi să ne uităm în Statele Unite. Sunt foarte mulți bugetari în Statele Unite care câștigă mai mult decât președintele Statelor Unite. Și acolo de ce nu se pune această problemă? De ce doar un simplu foc de paie veni să ascundă realitatea a ceea ce spunea și domnul Coșa, faptul că nu suntem capabili să facem reforma pensiilor speciale, reforma pensiilor normale și reforma aparatului public, pentru că da, este o mare problemă. Și vorbim aici, cred, în primul rând de eficiență. Până să vorbim de creșteri de taxe, de modificarea TVA-ului, modificarea tuturor acestor venituri, cred că mai important ar trebui să vorbim despre eficiență și de modul în care cheltuim banul public. Și cred că acolo, dacă ne uităm la cifre, cum spunea și domnul Deianu, vedem că în primele două luni cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 2,6 miliarde de lei. Vedem că cheltuielile statului cu companiile publice sunt din ce în ce mai mari, iar aceste companii sunt din ce în ce mai multe pe minus. Sunt vreo 5-7 miliarde de lei pe care îi putem lua de acolo pentru a acoperi căurile din buget. Deci hai să strângem mai întâi cu raua, să vedem de unde putem tăia din actualul
buget de cheltuieli și abia după aceea să vorbim de creșteri de taxe, de noi împrumuturi și de alte artificii care, într-adevăr, sunt absolut necesare din prisma asigurării unui mediu competitiv și a unor inegalități între modul în care se taxează până la urmă România, că sunt prea multe excepții în România care distorsionează mecanismele economice. Exact asta cred că este problema noastră. Funcționăm doar în variante de urgență, de criză, în situații excepționale, ca să putem să plătim toți oamenii care lucrează în țara asta. Avem nevoie de tot felul de artificii din astea de urgență, ba de supraimpozitare despre care vorbim acum, ba de diverse scutiri, cum vedem în IT, în construcții, în agricultură. Toate acestea sunt mult discutate și consumă o energie foarte mare. Stelian, știu că tu întotdeauna ești critic și ești un critic constructiv. De ce funcționăm doar în regim de urgență? Toată energia pierdută cu găsirea unor măsuri pentru fiecare domeniu în parte, măsuri de nișă, foarte stresante și ele, și pentru calcul, și ca efecte, și ca emoțional în societate. De ce facem aceste eforturi în loc să facem un efort consistent și să-l fi făcut mai de mult, să reglăm sistemul de salarizare în România? Cumva, cred că este o găselniță, apropo de ce spunea mai devreme și Adi Negrescu, noi cumva cred că avem o problemă așa de mentalitate și de psihologie a nației noastre, ne raportăm la salariul președintelui și vrem să cumva să-l aplatizăm, pentru că este probabil o funcție importantă în stat, e o chestie mai mult de psihologie și cred că de asta este și atât de puternic și discutată pe partea emoțională, mai mult evident decât efecte reale economice. Bun găsit în primul rând. Vreau să spun că sunt într-un totul de acord cu domnul profesor Coșa, dar și cu Adi Negrescu, cu ceea ce au expus un pic mai devreme, de ce funcționăm doar în situații de criză. Ca să răspund foarte pe scurt, din cauza faptului că nu există voință politică. Și acum am pregătit câteva cifre, pentru că, așa cum spunea și domnul Deanu, trebuie să lucrăm pe cifre și aici mai este o idee, cu tot respectul pe care l-am pentru domnia sa și pentru știința de economie pe care o are domnul Deanu. Eu cred că se poate merge înainte fără să avem în acest moment creșteri de taxe și impozite, dacă am avea însă voință politică. Și acum am să vin să și explic de ce. Așa cum spunea și domnul profesor Coșa, avem nevoie de o restructurare din temelii a aparatului de stat, a modului în care funcționează această țară împreună cu angajații, și mă refer aici la sectorul bugetar. Și vreau să spun, sunt două elemente de la care plecăm. Pe de o parte, vorbim de această gaură de 20 de miliarde, haideți să o reducem la 4 miliarde de euro, că cifrele mici sunt mai ușor de digerat, mai ușor de calculat. Asta pe de o parte, o gaură pe care, ca o paranteză, știam că o vom avea încă de când a fost construit bugetul, am spus că avem niște venituri suprarealiste și cheltuieli subdimensionate. Dar trecem peste aspectul ăsta, suntem în fața găurii, ce facem cu ea? Păi este foarte simplu, trebuie doar să muncim și, atenție, să avem voință politică ca să astupăm această gaură și să reducem acel deficit despre care se vorbea, de 5% din produsul intern brut. Am făcut și un calcul, aproximativ 15 miliarde de euro. Bun, cât colectăm în România? Colectăm undeva la 27%. Asta este marea problemă, 27% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene este de peste 41%. Atenție, 41% cu mediile țărilor ca România și Bulgaria, care trag în jos. Dacă excludem din această ecuație România și Bulgaria, sărim de 45-46%. Deci aici se vede ecartul între țările civilizate, acolo unde profesioniștii sunt angajați în sistemul public de stat, și vedem care este randamentul angajaților din sistemul public din România. Asta în condițiile în care, atenție, salariul mediu în sistemul public din România este cu 30% mai mare decât salariul din privat. Și ajungem la angajați. Bun, aveam o discuție cu un ministru de finanțe, pentru că tot vorbeam de domnul Deanu un pic mai devreme, este vorba de domnul Tănăsescu la un moment dat. La vremea respectivă România avea vreo 800.000 de angajați și îmi spunea domnul Tănăsescu la vremea respectivă: Stelian, România poate funcționa liniștit cu 400.000 de angajați în sistemul public. Atenție, nu vorbeam de digitalizare, nu vorbeam de inteligență artificială, dar bine, cumva legenda spune că ca să ai inteligență artificială trebuie mai întâi să ai inteligență naturală. Ori aici avem o mare problemă. Bun, la vremea respectivă vorbeam de 400.000 de angajați care ar putea să ducă România înainte, să o țină pe linia de plutire.
Câți angajați are statul român, nici el nu știe, dar în linii mari avem undeva la vreo 1.400.000. Atenție, de la 400.000 cu cât ar putea să funcționeze România, a funcționat pe vremea lui Tănăsescu cu 800.000, avem 1.400.000. Lasă-mă numai 2 minute, știu că timpul ne presează, dar am și niște calcule extrem de interesante. Este ok, te ascult cu interes. Dacă dăm 400.000, deci eu nu merg la 4, să rămânem cu 400.000, doar 400.000 dăm la o parte. Cum îi dăm la o parte? Există tot felul de societăți autorizate care pot face niște evaluări ale celor care lucrează la stat. Acolo își vor lua cu mâinile de cap. Vom face o reformă a aparatului administrativ, teritorial, dar și central. Și cu siguranță vom reuși să-i dăm pe cei 400.000. Ce înseamnă dacă pleacă de mâine 400.000 de oameni de la stat? Păi având în vedere că avem un salariu mediu. Și din nou, vorbim pe cifre mici, 7.000 de lei. Ăsta este salariul mediu brut la stat, deci undeva la 1.500 de euro. 1.500 de euro ori 400.000 de angajați înseamnă o economie lunară de peste 567 de milioane de euro. Dacă mulțim cu 12... Lunar, aș vrea să accentuez asta. Lunar, nu pe an. Ca să spun, dacă înmulțim acum cu 12 luni, deci perioada de un an de zile, ajungem la 6,8 miliarde. Despre ce caură vorbeam noi un pic mai devreme? 4 miliarde. În acest moment avem o economie de 6,8 miliarde doar dacă ar exista voință politică. Asta pe de o parte. Avem pensiile speciale despre care tot vorbim, 0,85% din PIB, aproape 3 miliarde de euro, 6,8 și cu 3, da, avem 9,8 miliarde. Asta pe de o parte. De cealaltă parte avem evaziunea care se reflectă în acea cotă de colectare de 27% despre care vorbeam un pic mai devreme. Păi evaziunea în România este recunoscută inclusiv de mediul politic, undeva la 20% din produsul intern brut, ceea ce înseamnă cam 60 de miliarde. Dacă dăm 5 puncte procentuale, atenție, nu 5%, 5 puncte procentuale, să ne ducem undeva spre 15%. Media Uniunii este undeva sub 10%. Nu putem ajunge acolo, mai avem mult de lucru. Ajungem undeva la 15%, mai câștigăm aproximativ 15 miliarde de euro. Deci, în total, din salarii, pensii speciale și evaziune, doar din aceste măsuri avem 25 de miliarde de euro. În condițiile în care gaura despre care vorbim este de 4 miliarde, iar deficitul pe un an de zile este de 15 miliarde. Deci dacă punem gaura plus deficitul, ajunge la 20 de miliarde și doar cu aceste măsuri pe care, evident, nu se pot implementa de pe o zi pe alta, dar măcar trebuie să existe un plan și, atenție, așa cum spuneam un pic mai devreme, voință politică, vom avea un surplus, un excedent, ceea ce România n-a avut în ultimii 32 de ani, am avea un excedent de 5 miliarde de euro. Practic despre asta este vorba. Voință politică să ne uităm să funcționăm eficient. Atâta timp cât nu există. Te ascult și mă gândesc așa, Stelian, voință politică avem sigur, dar pentru alte lucruri, planurile nu ne plac și aș vrea să facem așa o mică schemă împreună. Ai spus 20% din PIB evaziune fiscală versus 2%, mult discutatul 2% din PIB pentru armată. Da, eventual 2,5%. Câtă discuție și ce impact are 2% sau 2,5% față 2,5%. De 20%, da? 20% din PIB. Și mai zic așa încă un procent care nu este niciodată atins și nu este luat în seamă, 6% pentru educație. Și cu schema asta, dacă o punem pe hârtie și ne gândim puțin la ea, cred că avem multă treabă de făcut. Mulțumesc foarte mult și ție, Stelian, și tuturor celorlalți invitați. Cu siguranță avem de reparat bugetul, dar nu cu măsuri și nu cu petijel din astea de urgență și de ultim moment. Ne revedem în câteva minute la Fix. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. Banii pe care îi primesc spitalele de la Casa de Asigurări de Sănătate sunt puțini față de numărul tot mai mare al bolnavilor, spun managerii de spitale. Numai la Institutul Oncologic din capitală sunt peste 300 de internări zilnic, un singur spital așadar. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost prins ieri și va fi extradat în România. El era dat în urmărire internațională în urma unei condamnări la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Fostul deputat a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova și nu mai are voie să intre în această țară timp de 15 ani. Nicolae Ciuc, șeful guvernului, nu exclude varianta de a fi vicepremier în viitorul executiv după rotativă. Sunt mai multe opțiuni și în funcție de finalul mandatului voi lua o decizie. Sunt cel puțin 3 opțiuni. Poate fi și aceasta una dintre ele, a declarat Nicolae Ciuc ieri.
81.000, aceasta este cifra reală a celor cu salariu mai mare decât al președintelui, adică peste 25.000 de lei lunar, sunt cei pe care guvernul vrea să-i taxeze suplimentar cu 16%. Lucru greu de aplicat, dar și o măsură insuficientă pentru a acoperi gaura de 20 de miliarde de lei de la buget, spun specialiștii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri care vor fi finanțate prin programul Tranziție Justă în perioada 2021-2027. Acestea vor sprijini sectorul antreprenorial pentru a genera locuri de muncă durabile. Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală, a declarat ministrul Marcel Boloș. Cei doi polițiști din București care au fost prinși în flagrant în timp ce luau mită de la un șofer turc au fost reținuți pentru 24 de ore. Unul dintre ei ar fi chiar lider de sindicat. De astăzi și până luni este în vigoare o atenționare de călătorie pentru Bulgaria emisă de Ministerul de Externe. În acest interval s-ar putea să așteptați mai mult la frontiera spre Grecia și Turcia. O prelungire a timpului de așteptare este posibilă și în Vama Ruse, când românii vor reveni în țară după vacanța de 1 mai. Știri externe acum. Cel puțin 5 oameni au murit în exploziile care au zguduit Kievul și alte orașe din Ucraina în această dimineață, când s-au auzit alarmele de raid aerian. În regiunea Cherkasy, rachetele au lovit o clădire rezidențială și mai multe depozite. Două elicoptere de atac ale armatei americane s-au prăbușit ieri în timpul unui zbor de antrenament în Alaska. Accidentul este al doilea în mai puțin de o lună de acest tip. Armata a anunțat că face investigații, fără a preciza însă câți soldați au pierdut în tragedie. Legendarul prezentator TV Jerry Springer a fost realizator al emisiunii The Jerry Springer Show și a murit aseară la vârsta de 79 de ani. Springer a fost recent gazda unei noi emisiuni care se chema Judge Jerry, în care a jucat rolul unui judecător într-o sală de judecată adevărată. Sport acum. Halep a vorbit în premieră despre cazul său de dopaj. Simona susține că are toate probele care îi demonstrează nevinovăția, însă Federația de Tenis nu le ia în seamă. Sabău a transformat-o pe Universitatea Cluj. Șepcile roșii vor juca cu trofeul pe masă în Cupa României după ce au trecut în semifinale de UTA. Meteo acum. Vremea va fi frumoasă, dar rece dimineață. La munte, la peste 1700 de metri altitudine, sunt posibile precipitații slabe. Vântul bate în est și în sud-estul țării, iar în Carpații meridional și de curbură va avea rafale de peste 70, chiar 80 de km la oră. Maximele se vor situa între 11 și 18 grade. Am revenit în studio, discutăm la această oră despre un subiect pe care l-am mai abordat recent și anume problemele financiare din spitale. Vorbim de finanțare, dar mai degrabă de subfinanțare. Invitații acestei ore sunt doctorul Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic din București, doctorul Eduard Moțoescu, director medical la Spitalul Obregia, Adrian Marinescu, director medical la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș în București și Ioana Stâncel, expert în sănătate publică, cu care o să și începem. Bună dimineața, doamna Stâncel. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație și salutări celorlalți participanți din emisiunea. Vorbim foarte des despre problemele din sănătate, vorbim de subfinanțare, de bolile pe care le iei când ajungi la spital, dar vorbim mai puțin de aceste probleme care pot fi rezolvate, de fapt. Vorbim de probleme fără să căutăm sau să găsim și mai ales să aplice autoritățile soluțiile. Astăzi, pentru că vorbim de subfinanțare, am vrea să ne spuneți care este realitatea? Pentru că pacientul va fi întotdeauna subiectiv și supărat când vine obosit să ceară ajutorul unui medic și nu este disponibil tot ce ar fi necesar în spital pentru a-l trata. Care este problema? Vedem, de exemplu, situația aceasta în care se plătește la caz și nu la costurile reale pe care le necesită un pacient în funcție de boală, pentru că fiecare pacient are alte nevoi.
Da, privind finanțarea serviciilor de sănătate, este necesară o reformă mai profundă. Au fost etape de tranziție, dar din păcate actuala situație nu mai permite continuarea cu aceleași principii. Aici este vorba și de colectarea resurselor pentru sănătate și de alocarea lor, dar mai ales de folosirea lor eficientă. Pentru că observăm totuși că în structura de costuri, costurile directe de furnizare a serviciilor medicale sunt destul de, ponderea lor este destul de mică față de alte costuri suplimentare. Cred că toate resursele care sunt disponibile pentru sănătate ar trebui să fie direcționate și alocate strict pentru servicii de sănătate și ar trebui să existe niște standarde de cost în așa fel încât și personalul care furnizează direct servicii de sănătate să fie preponderent la nivelul furnizorilor finanțați public, cheltuielile cu costuri de sănătate, cu materiale, cu medicamente, ar trebui să fie preponderent cele medicale și, din păcate, nu avem aceste standarde, ceea ce permite ca o parte din costurile din sănătate să fie, de fapt, diluate spre alte interese și spre alte direcții. Cum este posibil totuși, și aici iată, o întrebare retorică, multe lucruri care par imposibile sunt posibile în sens negativ la noi în țară, cum este posibil că atunci când calculezi banii pentru un spital să nu iei în, la socoteală, să nu faci calculul în funcție de necesitățile reale ale unui tratament, care poate să fie mai scump sau mai ieftin, o internare poate să fie de o zi sau de o lună, cum s-a ajuns la această situație aberantă? Situația aceasta este dată de niște costuri ponderate, pentru că și pentru spitalizarea mai scurtă, mai ieftină, teoretic, între ghilimele, și spitalizarea mai scumpă, se dă cam același cost. În medie, atunci când s-au calculat costurile, erau o medie oarecum acceptabilă. Din păcate, acum costurile sunt mult mai mari, odată generate de creșterea tuturor prețurilor, dar și generate de evoluțiile tehnologice. Și ar trebui investit mult mai mult în sănătate, în domeniul sanitar și în servicii de sănătate și mai ales în sectorul public, pentru a ține pasul cu noile tehnologii apărute pe piață. Dacă nu investim, nu vom avea tehnologii disponibile pentru un diagnostic precoce sau pentru un tratament adecvat și complet, ceea ce va duce la costuri suplimentare sau va duce la ineficiența serviciilor publice față de serviciile private. Atunci pacienții nu vor mai avea acces decât cei care își vor putea permite coplata sau plata directă. Este într-adevăr o aberație această competitivitate, zic eu, care nu este bine administrată și de aceea atrag atenția că dacă nu se investește la acest moment în sistemul public, vom ajunge la o falimentare a sistemului public, nu numai economic, dar și din punct de vedere științific al eficienței actului medical. Este alături de noi și domnul Bogdan Tănase, directorul Institutului Oncologic din București. Bună dimineața! Am început discuția cu doamna Ioana Stăncel despre faptul că un spital primește bani nu pentru costurile reale ale tratamentelor, ci la numărul de cazuri. Cum gestionați această situație? Cum reușiți să tratați oamenii și cu ce lipsuri vă confruntați, de fapt, în realitate? Pentru că pe hârtie lucrurile se rezolvă întotdeauna, dar în realitate vedem care este starea sănătății în general. Da, din păcate s-a pornit în decontarea serviciilor de sănătate printr-o ecuație care se dorea să pondereze costurile și respectiv ce se decontează. Și acum, din păcate, ecuația asta n-a fost actualizată de mulți ani de zile. Și noi ne găsim într-o situație în care, așa cum am mai spus-o și ieri, sunt unele spitale care primesc tot timpul cazuri complicate, cazuri destul de grave, care implică costuri la fel pe măsură. Și această decontare care se face pe caz rezolvat, în situația în care ne găsim noi sau și alte spitale din București și nu numai, de a primi cazuri care sunt în esență, marea lor majoritate, destul de grave, nu ne aduce o decontare pe măsură, fiindcă s-a pornit la ideea că undeva se ponderează cazurile grave cu cazurile mai puțin grave și pe undeva se ajunge la o medie de decontare
și spitalul își va scoate, va fi eficient din punct de vedere economic. Ei, acum, atât din cauza creșterii salariilor, cât și a creșterii costurilor utilităților, medicamentelor, cât și ce a spus doamna Stănel mai devreme, referitor la progresele tehnologice cu care trebuie să ținem pasul, nu mai este valabilă intenția respectivă și cred că ar trebui, măcar pentru unele spitale, schimbată această modalitate de contare. Noi pe undeva ponderăm, să zicem, costurile internărilor continui cu internările de zi, care sunt în număr mare și ne aduc niște venituri, dar, mă rog, nu este o situație normală din punctul meu de vedere. Asta mi se pare și mie ca nespecialist și de asta aș dori să vă rog să explicăm telespectatorilor care cu siguranță nu știu detaliile tehnice, mai ales atunci când vin bolnavi, nu au suficient atenție și pentru asta, dar aș vrea să le explicăm această anomalie, pentru că nu este de înțeles cum cei care stabilesc bugetele nu iau în calcul costurile reale. De ce nu se decontează la finalul tratamentului, cum ar fi logic? Într-adevăr, calculele contabile se fac altfel, poate situațiile medicale au diverse zone de specificitate care nu neapărat se repetă întotdeauna, dar când generalizăm în felul în care se întâmplă în momentul de față, este evident că ceva nu funcționează. Așa, aș vrea să vă rog, domnule doctor, să explicați telespectatorilor, celor care de fapt ajung să vă ceară ajutorul, cum se face plata în spitale pentru tratamente în funcție de diversele cazuri. Ce înseamnă plata la caz rezolvat și care ar fi necesitatea reală? Noi avem mai multe categorii de internări și marea majoritate sau veniturile cele mai mari ar trebui să le obține din internări acuți, internare continuă acuți. Aici decontarea se face pe caz rezolvat, așa cum a spus dumneavoastră. Ce înseamnă asta? Că noi pe o asemenea internare primim un tarif pe caz ponderat stabilit, care este stabilit practic prin ordin de ministru în colaborare cu Casa de Asigurări. Acest tarif pe caz rezolvat pentru spitalul nostru este 2200 de lei pe caz rezolvat. Caz însemnând pe număr de persoane, nu pe costurile reale ale tratamentului. Nu, înseamnă că pentru un caz rezolvat noi primim acești 2200 de lei la care se ponderează, se mulțesc cu un indice de complexitate. Indicele de complexitate mediu pe spitalul nostru este 1,3 din câte mi-amintesc eu. Bine, deci primim 2200 înmulțit cu 3 înmulțit cu o constantă P. Practic, în esență, primim pe undeva 2500, 2700, 3000 de lei pe un caz pe care se consideră că este externat, rezolvat. Costurile pe unele cazuri practic depășesc 100 de mii de lei la unele cazuri. Asta este nicio situația. Șansă să ajungeți la sumele necesare în mod real. Din păcate, nu. Sunt așa numitele cazuri care, statistic vorbind, din punct de vedere statistic, se numesc outliers, practic ies din normele statistice. Cele foarte rare, adică, ies dintr-o curba lui Gauss, care, dacă ar fi respectată, ar aduce cumva o ponderare a finanțării. Dar aceste cazuri se aglomerează în extremele curbei și, practic, cazurile astea, din păcate, devin din ce în ce mai multe, v-am spus, din cauza că noi, practic, suntem un fel de stație finală pentru toate cazurile care sunt cumva mai complicate. Da, este o situație... Vă rog. Și vă dau un singur exemplu. Vă rog, da. O complicație, să zicem, a tratamentelor chimioterapice este neutropenia febrilă. Este o complicație, nu știu dacă am mai spus și ieri, este o complicație în urma administrării citostaticilor. Câteodată organismul, datorită scăderii leucocitelor, limfocitelor, nu mai poate să se apere chiar așa de bine împotriva infecțiilor și survine această complicație numită neutropenie febrilă. Chimioterapie se face în regim de spitalizare de zi în multe unități de stat sau private din București, dar când se instalează această neutropenie febrilă, majoritatea pacienților vin pentru a fi spitalizați în spitalizare continuă,
de cele mai multe ori la noi. Această situație necesită administrare de antibiotice. Antibiotice, conform protocolului, sunt de multe ori... Pe la ce costuri ajungeți, apropo de reperul de 2200 de lei? N-am făcut un calcul, dar este peste 2200 de lei, în mod sigur. Da, deci este clar că este un blocaj. S-a alăturat discuției noastre și domnul doctor Eduard Moțoescu. Bună ziua! Aș vrea să vă rog să ne spuneți care este situația la dumneavoastră în spital și cu ce dificultăți de genul acesta financiare vă confruntați. Ce bani primiți și ce sume ar fi de fapt necesare? Bună ziua! Situația este și la noi destul de stânjenitoare, să spunem așa, din punct de vedere financiar. Sunteți foarte politicos. Da, mulțumesc. Încerc să rămân politicos. După foarte mulți ani în care reușeam să fim cumva pe plus, soldul spitalului a devenit negativ pe primul trimestru. Asta datorită, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, datorită unui sistem învechit de decontare. În ultimul timp, casa a început să corecteze anumite lucruri pe partea de decontare, dar credem noi că într-o măsură total insuficientă, și astfel încât noi nu putem să ținem pasul cu scumpirile care sunt pe utilități, pe energie, pe consumabile, lucruri care cresc exponențial, să spunem așa, pe când decontările casei rămân la niveluri modeste, astfel încât, așa cum spuneam, pe primul trimestru am ieșit pe pierdere, lucru care, dacă se va perpetua, nu știu în ce ipostază vom ajunge. Mi-e greu să cred totuși că vom închide spitalul, având în vedere necesitatea socială a acestui spital și nu numai. Cert este că trebuie făcute demersuri pentru a se corecta aceste neajunsuri ale spitalelor. Pentru că în perioada asta se vorbește foarte mult de buget, vă întreabă autoritățile care este situația, vă întreabă ce bani vă sunt necesari și cum îi procurați? Noi dăm, bineînțeles, periodic niște cifre autorităților și trăim încă cu speranța că vom fi luați în calcul pentru a nu avea experiențe de genul acesta de tip anxios ale noastre inițial și apoi, bineînțeles, și ale pacienților. Încercăm încă să nu transmitem această îngrijorare a noastră. Faptul că utilitățile, așa cum spuneau, au crescut foarte mult și orice este achiziționat de spital, practic, se face cu un preț care acum un an jumătate era cu totul altul, ne face să fim destul de anxioși, așa cum spuneam, în a întrevedea viitorul ca instituție a noastră. Ca exemplu, noi am terminat primul trimestru cu un sold negativ de 380.000 de lei. Dacă știu bine de la domnul director financiar, ceea ce, repet, o să fie o problemă la finalul anului. Probabil vom ajunge la un minus mult mai semnificativ, ceea ce, bineînțeles, că nu e deloc de dorit și sperăm să se întâmple niște corecții. Oamenii simt de fiecare dată, chiar dacă nu înțeleg partea economică sau detaliile poate ușor tehnice ale discuției, dar cu siguranță atunci când au de făcut niște analize și sună la medicul de familie sau acolo unde se programează la laborator și aud nu mai sunt fonduri, atunci toată lumea înțelege despre ce este vorba. Și mai este încă o temă care este totdeauna de actualitate. Specialiștii și dumneavoastră, medicii, vorbiți de lipsa posibilităților în anumite zone din țară și s-a folosit în ultima vreme acest termen de deșertificare, în sensul că sunt zone unde chiar dacă există spitale, nu există toate serviciile, aparatura, medicii, în așa fel încât să se poată face tratamentele necesare. M-aș întoarce la domnul Bogdan Tănase și apropo de asta, pentru că spuneați că sunt zone în care se primesc în
special cazuri mai grave. Este o aglomerare permanentă, este o aglomerare cronică în aceste zone, de la care oamenii au mai mari speranțe că se vor însănătoși și că primesc suportul medical de care au nevoie. Care este această presiune față de alte zone din țară? Din ce zone ale țării vă vin pacienți din zona oncologică și cum credeți că acoperă, de fapt, institutul dumneavoastră România, până la urmă, pe zona în care dumneavoastră activați? Noi, practic, acoperim toată zona de sud-est a României, regiunea, practic, Dobrogea, Muntenia, este acoperită de noi, dar nu în exclusivitate, din cauza că vin pacienți din toate regiunile țării. Trebuie menționat și faptul că suntem printre singurele unități, cred că dacă nu chiar singura, care oferă radioterapie, servicii de radioterapie în regim de internare continuă. Mă rog, asta economic nu ne favorizează, să știți, dar din păcate există pacienți care au nevoie de radioterapie și nu pot veni în regim ambulator, fie au fracturi inospatologic, fie sunt imobilizați din diverse motive și atunci dânsii trebuie fără îndoială internați și toți acești pacienți care, vă dați seama, au niște nevoi cu totul deosebite, se internează în unitatea noastră. Asta, repet, economic nu ne favorizează din cauza că radioterapia, în esență, este văzută și decontată ca un tratament care este făcut în regim ambulator. Din păcate, această categorie de bolnavi există și noi trebuie să-i primim, nu avem cum să-i refuzăm. Deci, practic, într-o măsură mai mare sau mai mică, dumneavoastră acoperiți toată țara. Poate da cu o pondere mai mare în treimea asta de sud-est, dar toată lumea a auzit în țara asta de Fundeni și atunci când în zona lor nu au acces la servicii medicale și, din păcate, zona oncologică este tot mai extinsă în paleta de boli în ultimele zeci de ani, dar în ultimii ani în mod special, atunci, cu siguranță, institutul dumneavoastră este un spital național, dacă putem să folosim o formulare de acest tip. Și mai sunt spitale mari, iar aici deja ajungem la discuția despre spitalele regionale pe care ni le dorim cu toții și vorbim de reperul de timp de 3 ani, care nu pare deloc realist. Domnul ministru a spus că se poate face la început când a anunțat acest interval. Ultima dată când am vorbit cu domnia sa aici în direct a spus că ar fi fericit ca Iașiul măcar să fie deschis în termenul dat de domnia sa de anul 2027, să-și deschidă porți și celelalte două să fie în faze finale de construcție. Tot el a fost primul care a reacționat, cred că dintre toți miniștrii, atunci când am vorbit de această lipsă de la buget de 20 de miliarde de lei și a spus că în sănătate nu se poate decât cu personal calificat și nu se pot opri angajările. Așa că aș vrea să revin din nou la angajare. Domnule Moțoiescu, dumneavoastră, cum stați cu personalul în spital? Pentru că iarăși este o problemă care afectează toată țara, mai ales dacă vorbim și de deșertificare. Bineînțeles că nu stăm grozav. Asta era cumva și introducerea întrebării dumneavoastră. Realitatea este că avem nevoie de mai mulți asistenți, mai mulți psihologi clinicieni, pentru că specificul nostru este de a evalua pacientul și de a asigura și o formă de psihoterapie. Ori vorbim de o normativă al Ministerului Sănătății de un psiholog la 75 de paturi într-un spital de psihiatrie, este absolut complet insuficient, să spunem așa, pentru nevoile noastre, pentru a putea să fim o clinică performantă și să dăm niște servicii de calitate, să spunem așa, pacienților noștri. Avem nevoie atât de psihologi, avem nevoie atât de medici, asistenți. Este, iar se profilează a fi o problemă care apare tot dintr-o hibă a sistemului, în sensul că medicii psihiatri sunt destul de bine plătiți în ambulatoriile private, ceea ce este foarte bine că se întâmplă acest lucru, numai că există o discrepanță între această decontare pe care o face casa către aceste ambulatorii private și spitalul nostru, să spunem așa, în ceea ce privește partea de salarizare. Un medic primar, psihiatru în spitalul nostru, care este, să spunem așa, cel mai mare spital de psihiatrie din sud-estul Europei și
cu o tradiție destul de importantă în domeniu, ajunge să-și plătească specialiștii cu o sumă care este mult sub cea care, pe care o poate lua un specialist psihiatru în ambulator. Aceste vicii de decontare, să spunem așa, nu ar trebui să existe, pentru că noi nu am putea să motivăm financiar medicii să ajungă, medicii de calitate să ajungă la noi. Chiar dacă noi suntem clinică universitară, aici tratăm cazurile cele mai complicate, să spunem așa, pe partea de psihiatrie. Suntem în situația de a vedea cum ne pleacă specialiști și nu avem cum să-i reținem, să spunem, în clinica noastră, care acum câțiva ani era foarte răvnită de tinerii absolvenți ai specialității de psihiatrie. Acum ne chinuim, să spunem așa, să aducem specialiști de calitate în cadrul spitalului nostru, pentru că activitatea este destul de laborioasă, să spunem, cu multe riscuri, se fac gărzi obligatorii, ceea ce în privat lucrurile acestea nu se întâmplă. Vorbim de un privat care este totuși decontat de către casă și, repet, este foarte bine că este decontat generos, numai că nu ar trebui să existe discrepanțe între aceste decontări și trebuie gândit în viitor la depopularea profesională, să spunem, a marilor unități medicale. Este un alt risc pe care trebuie să-l luăm în considerare și să evităm să se întâmple, pentru că dacă se întâmplă, este mult mai greu de reparat. În ultimul timp, repet, mulți dintre specialiștii noștri au decis să-și continue activitatea în privat și, ca atare, se creionează încă un fenomen distorsionant, să spunem, în această activitate de coordonare, să spunem, a sistemului. Doamnă Stăncel, pentru că vorbim de salarii, aș vrea să vă mai rog să mai facem o clarificare. Am mai făcut asta și zilele trecute recent, dar mi se pare un subiect în continuare foarte important, mai ales că vorbim foarte mult despre lipsa de oameni în sistemul medical, lipsa de personal. A fost foarte discutată această creștere de salarii la medici. Pe de altă parte, nu tot personalul unui spital este personal medical care a beneficiat de aceste creșteri salariale. Cum vi se pare această diferență apropo de echitate și de faptul că ne dorim specialiști care să aibă toate condițiile, adică dacă ești medic și ai un salariu care îți ajunge, ar trebui ca și ceilalți din jurul tău să poată trăi ok din veniturile lor, să nu aibă un al doilea job, pentru că vorbim oricum de epuizare, oricum sunt puțini, oricum am calculat și oricum am face socotelile, sunt prea puțini oameni în acest domeniu. Așadar, din acest punct de vedere, cum vi se pare situația salarizării în spitale, gândind tot personalul medical și nemedical? Cred că aici ar trebui să vedem întâi standardele de pondere a personalului medical față de personal nemedical în spital și în același timp trebuie să vedem un echilibru echitabil între sarcinile, funcțiile, pregătirea și rolul social al diverselor categorii de personal medical. Într-adevăr, există discrepanțe față de creșterile salariale ale personalului medical cu studii superioare sau asimilat acestei categorii, dar în același timp trebuie să ne uităm și la calitatea actului medical, la calitatea serviciului și faptul că încă pe sectorul de îngrijiri medicale avem probleme privind calitatea actului medical, privind calitatea personalului, privind retenția și pregătirea personalului. Cred că aceste lucruri nu ar trebui să împiedice o remunerare adecvată, care să fie, de fapt, stimulul, motivația pentru acest personal de a rămâne și a se dezvolta în cadrul sistemului sanitar. Pe de altă parte, vedem că la unele spitale, acolo unde am avut acces și am putut să văd, avem personal non-medical care este preponderent în statul de plată față de personalul medical. Și aici ar trebui să existe standarde care să împiedice această situație și să dirigeze resursele din anvelopa bugetară pentru personal către personalul medical și personalul de suport să fie într-o pondere necesară și suficientă, nu să fie o fel de industrie paralelă a sistemului sanitar. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. O să luăm o scurtă pauză, dar vă rog să rămâneți alături de noi. Ne întoarcem în câteva minute și continuăm discuția.
Am revenit în studio și discutăm la această oră despre subfinanțarea din spitale, lipsa mare acută de bani, din toate punctele de vedere, și pentru tratamente, și pentru aparatură, pentru renovări, pentru absolut tot ce înseamnă activitatea unui spital. Și aș vrea să mergem acum către dotări din toată această paletă. Domnule Bogdan Tănase, cât de mult contează dotările într-un spital și ce sume înseamnă, ce sume necesită? Am văzut atâtea știri cu materiale noi, aparatură nouă-nouță, chiar de ultimă generație, care stă cu lunile și cu anii încă în folia în care a fost adusă. Și atunci, cum putem să ne gândim să facem o reformă dacă noi avem aparate noi pe care nu le folosim? Este o situație aberantă. Sunt situații rare, într-adevăr, dar există. În timp ce în alte zone care funcționează e o lipsă foarte mare de aparatură. Da, din păcate, mă rog, în acest domeniu al oncologiei suntem ca la Formula 1, adică este, dacă avem mașina cea mai performantă, vom și câștiga cursa sau respectiv, în cazul nostru, bătălia pentru pacienții noștri. Într-adevăr, dotările contează foarte mult și, mă rog, Uniunea Europeană cumva a recunoscut acest lucru prin faptul că în acest program de cancer pe care îl promovează, în care suntem și noi, de fapt, unul din obiective este reducerea inechității în accesarea mijloacelor moderne de diagnostic și tratament. Și țara noastră, din păcate, are o problemă aici. Avem și o dispută recent legat de programul de cancer. Da, e vorba de programul național de cancer, eu vorbesc de programul european. Da. Da, avem nevoie ca pacienții români să aibă acces la mijloace moderne de diagnostic și tratament și pentru asta e clar că avem nevoie de investiții și în momentul acesta, da, suntem într-o postură favorabilă de a da startul acestor investiții pe fonduri nerambursabile. Din păcate și aici avem o problemă cumva pentru pornirea acestor investiții. Ne trebuie o amorsare inițială, pentru a folosi o metaforă, o finanțare, la fel, din fonduri guvernamentale. Și avem nevoie de lucrul ăsta. Ce spuneați dumneavoastră mai devreme, mă rog, reflectă altă realitate, este realitatea strategică la nivel național. Da, la nivel național și, mă rog, de multe ori se iau decizii care n-au legătură cu vreo strategie. De exemplu, nu știu să vă dau acum punctual, dar sigur au fost exemple când s-a luat o decizie la nivelul unui consiliu local de a dota un spital municipal sau poate chiar municipal cu mijloace moderne, gen tomograf sau RMN, dar practic după ce s-a făcut această dotare s-a putut ajunge la concluzia că de fapt nu-și investiția nu-și scoate banii, fiindcă nu sunt destui pacienți ca să fie investigați prin acel aparat. Și, mă rog, asta este o lipsă de viziune la acel nivel. Și, mă rog, sigur, avem nevoie de o strategie poate mai coerentă la nivel de sănătate și la nivel de oncologie în mod special. Și aici, mă rog, ajungem la ce spuneați mai devreme, la Planul Național de Cancer, care ne oferă un cadru legislativ în care să desfășurăm această strategie. Pentru că vorbeam de un aparat care zace, este absolut inexplicabil și revoltător. Ar trebui să depășim aceste bariere birocratice și dacă, ok, am adus un aparat într-o zonă în care nu este folosit, să-l ducem undeva unde este nevoie de el și unde este lipsă și sunt folosite aparatele, pentru că asta ar însemna să reacționăm la nevoile noastre. Și asta nu facem, din cauza asta stăm și ne plângem de tot felul de blocaje pe care autoritățile le creează, apoi le ignoră și tot așa. Iar cine suferă sunt cei care sunt direct implicați, adică pacienții și medicii care trebuie să scoată cam așa pe undeva, cum spunem noi. Domnule doctor
Aș vrea să vă mai întreb apropo de cheltuielile acestea la care poate oamenii nu se gândesc de obicei și la utilități. Pentru că avem facturi uriașe la energie în momentul de față și este și ăsta un aspect al realității cu care se confruntă spitalele. Cum s-au mărit costurile la utilități și cum le acoperiți? Practic, costurile la utilități s-au dublat în mare. Cam asta este realitatea, dar, mă rog, dincolo de această dublare costurile directe, sunt și costuri indirecte date, fiindcă această dublare se resimte inclusiv în costul materialelor sanitare, al alimentelor, al medicamentelor și așa mai departe. Toți distribuitorii, motivând prin această criză economică, au motivat și au crescut prețurile la niveluri mult peste ce erau anul trecut. Și asta aduce o încărcare suplimentară pe bugetul spitalului. Și aceleași două întrebări legate de aparatură și de utilități și pentru domnul Eduard Moțoescu. Sunteți spital mare de asemenea, spuneați cel mai mare din zona est-europeană. Și la dumneavoastră, ca și la Fundeni, sunt speranțe din toată țara atunci când cineva se îmbolnăvește și este tot așa un spital cu presiuni uriașe. Cum rezolvați aceste chestiuni administrative, aparatură, utilități, la care oamenii nu se gândesc decât că ar trebui să existe așa, cumva, de la sine înțeles? Iată că nu se întâmplă asta. Da, și noi deservim o zonă foarte mare a țării. Avem pacienți din toată țara, spune, și din zona limitrofă a Bucureștiului. Spitalul Obregia sărbătorim un veac de la ființare în primăvara aceasta și cumva suntem în haine de sărbătoare, numai că luând în calcul acest eveniment, va trebui să ne gândim cum funcționalizăm acest spital în condițiile în care iată, suntem într-un alt secol. La momentul înființării spitalului, Spitalul Obregia era unul dintre cele mai emancipate, să spunem așa, spitale din Europa. A fost după un model vienez, numai că lucrurile s-au schimbat. Într-adevăr, este un spital pavilionar, așa cum erau pe atunci standardele pentru spitalele de psihiatrie. Lucrurile acestea implică însă costuri mult mai mari la utilități, pentru că o clădire, un bloc, ar fi mult mai ușor, să spunem așa, de administrat față de un spital pavilionar, în care fiecare pavilion trebuie să aibă asigurate lumină, gaz și apă. Rețelele sunt învechite, lucrurile acestea vor trebui luate în calcul pentru a intra, așa cum spuneam, în secolul acesta. S-au făcut emisiunea, nu ar trebui să aibă un caracter alarmist. Sunt convins că trendul este pozitiv și pacienții noștri sunt tratați mult mai bine, mai eficient decât se întâmpla acum, să zicem, 5-10 ani. Lucrurile sunt într-un progres. Suntem la momentul acesta într-un impas, dar în ceea ce privește partea de psihiatrie, nu ne putem lamenta de faptul că nu avem acces la medicație inovativă. Noi ca specialiști, dar și pacienții ca beneficiari ai tratamentelor, avem aceleași condiții, să spunem așa, pe partea de tratament ca țările civilizate din toată Europa. E adevărat, lucrul acesta implică foarte multe costuri. Se pare însă că am ținut pasul cu aceste lucruri până la momentul acesta. Trebuie să fie un semnal de alarmă, pentru că, iată, suntem în impas și lucrurile ar trebui rezolvate. Nu ar trebui să, după o perioadă de progres, să începem să o luăm înapoi. O investiție în sănătate este una foarte mare. Lucrul acesta ar trebui înțeles. Foarte mulți oameni din țara aceasta au impresia că sănătatea este ceva gratuit. Te duci la medic, acesta îți dă o rețetă și lucrurile se rezolvă. Sunt alte standarde, trebuie să fim conștienți de lucrurile
lucrul acesta. Asta implică sume din ce în ce mai mari de bani care să fie folosite în sistemul sanitar. Există mulți specialiști care spun că investițiile în sănătate au crescut de la an la an și rezultatele nu sunt. Ei bine, sunt rezultate, investițiile se simt, să spunem așa, în calitatea vieții pacienților noștri, dar ele trebuie continuate în același ritm, pentru că dacă pierdem acest ritm, lucrurile nu vor evolua în direcția pe care ne-o dorim cu toții. Mă întorc la Spitalul Obregia. Este un spital pavilionar, este un spital din secolul trecut. Am încercat să ținem pasul cu renovarea corpurilor de clădire. Cred că se întrerupe sunetul, că nu vă mai auzim. Să se bucure de condiții optime pentru tratamentul lor, dar sunt convins că sunt multe alte lucruri de făcut pentru a merge în aceeași direcție pe care spuneam, ne-am încadrat de câțiva ani și cred că ar trebui să menținem standardele din ce în ce mai ridicate pentru pacienții noștri. Da, nu-mi dau seama, tot așa, ca nespecialist, cât de mult aveți nevoie de aparatură ultraperformantă față de alte specialități. Cu siguranță sunt și tratamente care costă foarte mult, așa cum și aparatura costă foarte mult. Aș vrea să mai merg la doamna Stăncel. În România avem undeva 5-6% din PIB alocat sănătății. 1-2, poate 3% în plus sunt ca medie europeană. Ce ar trebui să alocăm de fapt? Cât ar trebui să crească alocarea din PIB pe sumele actuale, să spunem, ca să putem ajuta sistemul de sănătate să iasă din impas? Asta însemnând o chestiune cu adevărat cuprinzătoare, începând de la sedii care să fie clădiri curate și ușor de întreținut, conform normelor actuale, aparatura, medicii specialiști, cu toate costurile incluse, formarea lor și așa mai departe. De câți bani și de câți ani am avea nevoie ca să aducem nivelul sănătății din România la nivelul Uniunii Europene? Putem face un asemenea calcul? Este dificil acum să fac un calcul cu valori reale, dar ce pot spune este că noi, dacă avem o pondere din PIB, avem dintr-un PIB mult mai mic față de celelalte state europene. De aceea este irrelevantă. În timp ce, scuzați-mă valoarea... că vă întrerup, cred că nevoile sunt mai mari pentru că noi suntem oricum în urma celorlalte state europene. Da, deci tocmai avem și nevoi mai mari, dar și valoarea absolută a sumelor alocate este mult mai mică pe piața economică, pe piața de achiziții, ca valoare a banilor. Avem nevoie mult mai mare de investiții, avem nevoie să menținem cel puțin nivelul investițiilor curente, dar să avem și politici publice care să permită cheltuirea eficientă. Pentru că la noi și banii pe care avem în multe situații nu se cheltuiesc eficient și nu se cheltuiesc cu o prognoză, cu o viziune pe termen lung. Trebuie să avem politici publice care să ne dea o prognoză și stabilitate, predictibilitate pentru 5-10 ani, să investim în personalul medical în formare, dar și în retenția, în motivarea lor de a rămâne în sistemul sanitar, să investim și să evoluăm chiar forme de parteneriate public-privat în sistemele publice pentru ceea ce înseamnă dotare, echipamente, să investim în cercetare. România a avut cercetare medicală, dar acum nu mai avem. Și cred că de aici putem avea și resurse pentru reinvestit în sistem. Și mai ales trebuie să fim foarte atenți privind distribuția acestor resurse la nivel național. Nu este suficient să investim în București sau în marile centre universitare, pentru că aici nu se tratează întreaga populație a țării. Iar pentru a trata întreaga populație a țării în centre regionale de înaltă performanță, înseamnă să adăugăm costuri privind transportul, privind calitatea vieții, privind pierderile economice, pentru că incapacitatea de muncă, timpul pierdut în afara activității productive pentru ca persoanele să se deplaseze în aceste centre, grevează și ele asupra economicului. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru discuția de astăzi. Cu siguranță vom mai avea mult de vorbit, doar să facem cumva ca discuțiile să fie și ascultate și aplicate și să scurtăm cât mai mult perioada asta în care ne aducem la zi. Vă mulțumesc așadar încă o dată. Vă invit cu această ocazie, cum o fac de obicei, la următoarele discuții aici la Prima News și luăm o pauză. Ne revedem însă la fix. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 11, sunteți la Prima News. Mai sunt doar câteva ore până când începe vacanța de 1 mai, iar hotelurile și pensiunile, multe pe litoral, sunt rezervate aproape în totalitate.
Fostul deputat PSD Cristian Rize a fost prins ieri și va fi extradat în România. El era dat în urmărire internațională în urma unei condamnări la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Fostul deputat a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova și nu mai are voie să intre în țara vecină 15 ani. Nicolae Ciucă, șeful guvernului, nu exclude varianta de a fi vicepremier în viitorul executiv după rotativă. Sunt foarte multe opțiuni și, în funcție de finalul mandatului, voi lua și eu o decizie. Sunt cel puțin trei. Poate fi și aceasta una dintre ele, a declarat Nicolae Ciucă ieri. 81.000, aceasta este cifra reală a celor cu salariu mai mare decât al președintelui, adică peste 25.000 de lei. Sunt cei pe care guvernul vrea să-i taxeze suplimentar cu 16%. Lucru greu de aplicat și o măsură insuficientă pentru a acoperi gaura de 20 de miliarde de lei din buget, spun specialiștii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte care vor fi finanțate prin programul Tranziție Justă, perioada 2021-2027. Acestea vor sprijini sectorul antreprenorial pentru a genera locuri de muncă durabile. Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală, a declarat ministrul Marcel Boloș. Cei doi polițiști din București care au fost prinși în flagrant în timp ce luau mită de la un șofer turc au fost reținuți pentru 24 de ore. Unul dintre ei ar fi chiar lider de sindicat. Iar de astăzi și până luni este în vigoare o atenționare de călătorie pentru Bulgaria emisă de Ministerul de Externe. În acest interval s-ar putea să așteptați mai mult la frontiera dintre Grecia și Turcia. O prelungire a timpului de așteptare este posibilă și în Vama Ruse, când românii vor reveni în țară după mini-vacanța de 1 mai. Știri externe acum. Cel puțin 5 oameni au murit în exploziile care au zguduit Kievul și alte orașe din Ucraina în această dimineață, când s-au auzit alarmele de raid aerian. În regiunea Cherkasii, rachetele au rovit o clădire rezidențială și mai multe depozite. Iar două elicoptere de atac ale armatei americane s-au prăbușit ieri în timpul unui zbor de antrenament în Alaska. Accidentul este al doilea de acest fel în mai puțin de o lună. Armata a anunțat că face investigații, dar nu a precizat câți soldați au pierit în tragedie. Legendarul prezentator TV Jerry Springer a fost realizator al emisiunii The Jerry Springer Show și a murit aseară la vârsta de 79 de ani. Springer a fost recent gazda unei noi emisiuni intitulată Judge Jerry, în care a jucat rolul de judecător într-o sală de judecată adevărată. Sport acum. Halep a vorbit în premieră despre cazul său de dopaj. Simona susține că are toate probele care îi demonstrează nevinovăția, însă Federația Internațională de Tenis nu le ia în seamă. Iar Sabău a transformat-o pe Universitatea Cluj. Șepcile roșii vor juca cu trofeul pe masă în Cupa României după ce au trecut în semifinale de UTA. Și meteo, vremea va fi frumoasă, dar rece acum, dimineață, în prima parte a zilei. La munte, la peste 1700 de metri altitudine, sunt posibile precipitații slabe. Vântul bate în estul și în sud-estul țării, iar în Carpații meridional și de curvură va avea rafale de peste 70, chiar 80 de km la oră. Maximele se vor situa între 11 și 18 grade. Am revenit în studio și o să intrăm puțin în atmosfera mini-vacanței de 1 mai. O să vorbim despre turism și despre ce puteți sau veți face deja, pentru că poate ați hotărât pentru aceste zile. Invitații acestei ore sunt Cosmin Vasile, manager agenție de turism, Caterina Balinca este manager de pensiune la Vama Veche, una dintre destinațiile preferate în această perioadă, Costina Ciorbaru, reprezentant Hotel Mamaia, și Cristian Bărhălescu, vicepreședintele Agenției Naționale a Agențiilor de Turism. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Cosmin, bună ziua! Cosmin, pentru că ești alături de mine, o să încep cu tine. Este mini-vacanță. Cum o să fie vremea? Încă nu știm, că a fost schimbătoare zilele astea. Dar vremea nu contează de 1 mai, când lumea o ia în mare parte către mare. Mare. Nu?
foarte mulți turiști, se pare că se vor duce weekendul acesta la mare. Am văzut deja faptul că prin gări sunt foarte multe astăzi, grupuri de tineri. Astăzi cel puțin e bine să vii de la Constanța. Cei care se duc către Constanța, către Costinești. Ca să scapi de aglomerație. Da. Cine se duce trebuie să-și pregătească nervii bine de tot și bagajul. Cu siguranță va fi foarte aglomerat. Fie că vorbim de trenuri, fie că vorbim de cei care merg cu mașina pe autostradă. Mă aștept să fie un număr mare de turiști, poate 100.000 de turiști, din ce ziceau partenerii noștri. O să facem un nou record de 1 mai, că în ultimii ani, mai puțin pandemia, an de an au fost tot mai mulți. Din ce în ce mai mulți, da. Da. O să facă cineva baie oare? Cât de grade are apa? E, aici cu baia, probabil că mai spre dimineață. Mai spun doamnele de la malul mării. Vedem, întrebăm acolo. Nu v-am auzit. A spus cineva dintre dumneavoastră ceva, dar n-am auzit. Am crezut că doriți să interveniți. Care sunt cifrele? Avem ceva cifre până în momentul de față referitor la rezervări? Mulți dintre turiști au ales să rămână în țară pentru acest weekend, pentru că vorbim de 2 sau 3 nopți de cazare, în funcție de fiecare cum și-a făcut programul, dar totuși avem destul de mulți turiști care au ales și vacanțe în străinătate. Fie că vorbim de turiștii care au mers mai pe lângă casă, să-i spunem, în Bulgaria, pentru că e o destinație de asemenea la mare căutare, dar avem și turiști care au ales să meargă în Grecia, în Turcia sau chiar în Egipt. Pentru că vorbeai de aglomerație, Ministerul de Externe a emis deja o alertă de călătorie. Aglomerație, așteptare lungă și la granița dintre Grecia și Turcia. La întoarcere, iarăși tot așa, trebuie să vină pregătiți să reziste. Da, ar trebui să fie aceste... ceva timp de așteptare un pic mai lungi, probabil, nu cred că mai e atât de grav. Ne aducem aminte în anii trecuți, în pandemie, când se stătea cu orele în acele puncte de frontieră. Acum nu mai e atât de greu, totuși, pentru că atunci aveam nevoie de mai multe documente de prezentat, era un pic mai complexă situația. Acum, carte de identitate, pașaport și, practic, treci mult mai ușor. Doar că probabil o să fie destul de mulți turiști cu mașinile proprii. Da. Și au ales oamenii niște activități preferate, niște activități noi anul ăsta, nu știu, în afară de aruncat un mare, asta e la asta tradiție. E tradiția, da, lucruri pe care le-ai văzut că s-au schimbat la rezervări, solicitări diferite de alți ani de 1 mai? Lumea continuare alege marea. În primul rând vorbim de zona de litoral, fie că vorbim de România, fie că vorbim de alte țări. Dar... pe România ne ducem și către alte destinații, nu doar pe litoral. Zonele de munte, care sunt destul de diversificate la noi în țară. Da, în ultimii ani s-a schimbat ceva pe zona de munte, cel puțin. Sunt turiști care aleg să meargă în stațiunile de balneo pentru diferite tratamente, pentru acele izvoare termale, care de asemenea este la o cerere destul de mare, de observăm lucrul acesta în ultimul timp. Hai să mergem la mare, mergem da? La mare. Doamna Ciorbaru este deja în legătură cu noi, că deja așa, văzând discuția și știind că este și ultima oră pentru mine astăzi de emisie, știi cum vedeam așa, cum se rupe ușa, cum zicem noi, de la iarnă către vară și către mare. Poate ne spune câte grade are mare acum. Cât? Să ne spună câte grade. Asta, da. Așadar, aveți legătura, cum se spune. Ce este acum la Mamaia? Cum vă pregătiți pentru weekendul ăsta? Așteptăm de astăzi primul val de turiști. Vremea nu este foarte, foarte prietenoasă, bate vântul, însă ne bucurăm că nu plouă. Sperăm ca mâine să fie mai frumos, așa se anunță. Suntem pregătiți și bucuroși că dăm startul sezonului estival. Câți turiști aveți în rezervări în momentul de față și câți vin inopinat? Că eu știu foarte mulți care merg și la inspirația de moment, care e greu de gestionat în situații ca astea, 1 mai, Paște, Crăciun, dar și eu am mai făcut de câteva ori așa și mai știu prieteni. Cât de mulți vin fără rezervare în perioada asta? Se întâmplă, însă gradul nostru de ocupare este undeva la 99% în acest moment. Deci probabilitatea să putem acomoda turiștii care vin inopinant este într-o măsură foarte mică. Pentru că nu mai au loc în primul rând, nu și-a dori. Cine vine să vină cu cortul, practic. Pentru că nu mai au loc dacă aveți rezervat 99% acum și dacă vin, trebuie să-și asume cortul. De aceea noi îndemnăm pe toată lumea să, pe cât posibil, să încerce să opteze pentru o rezervare din timp. Cu cât mai curând, cu cât mai din timp posibil, cu atât mai bine. Hai să vedem cu ce așteptați. Ce pregătiri speciale aveți pentru 1 mai? Avem un barbecue pe care l-am organizat în data de 30 mai. Avem spa-ul care este deschis și au acces la acesta pe întregul sejur.
În rest, foarte multe nu am pregătit, deoarece majoritatea care vin de 1 mai se axează pe distracția la festivaluri, cluburi și așa mai departe. Deci nu am pregătit foarte multe activități în interiorul hotelului. Temperaturile cum se anunță și temperatura apei, că știm 1 mai înseamnă primii curajoși în mare? Într-adevăr, temperatura apei este undeva la 7 grade acum. Deci este foarte curajos. De anul ăsta de 1 mai, anul ăsta de 1 mai trebuie să fii mai curajos ca în alți ani la 7 grade apa. Într-adevăr. Dar să știți că sunt foarte, foarte mulți curajoși și mai curajoși de atât, care au făcut baie în mare iarna, când gradele erau cu minus. Da, mi-aș dori să pot, dar încă nu cred că am tăria să fac asta. Anul trecut, de fapt, și eu de 1 mai, sau nu de 1, nu era... Am încercat chiar și eu. Anul trecut, dar era, nu asta mă gândeam, că nu era 1 mai, era mai pe la jumatea lunii și mi-a luat vreo jumătate de oră să intru în apă, după care mi se părea apa foarte caldă, cred că avea undeva pe la 10 grade, nu știu exact, dar știu că după jumătate de oră mi s-a părut că era aproape fierbinte, apropo de senzația aia de trecere. Deci la mai puțin, nu știu cât de curajoasă aș fi și eu. Ce temperatură o să aibă aerul weekendul ăsta la mare? În jur de 17 grade, cam aceasta este media temperaturilor pe care le așteptăm. Ne bucurăm foarte tare că vremea nu se anunță ploioasă, după cum am spus, și încercăm să creăm un sejur de neuitat ca de fiecare dată. Acum când ai plecat în vacanță și ai o zi liberă și dacă plouă și ești la mare, tot frumos. Important e să te bucuri de acea zi pe care o petreci acolo, fie că stai pe plajă, fie că mergi la un restaurant sau seara în club, nu? Când e aerul ăsta răcoros așa și 17 grade și sub umbrelă să plouă, să picure, e altă formă de dacă relaxare. Simți briza mării, să auzi picăturile pe umbrelă, eu deja m-am transpus. Domnule Bărhălescu, bună ziua! Bună ziua! Cum sunt cifrele totale, așa? Cum se vede la Agenția Națională, Asociația, pardon, Națională Agențiilor de Turism? Cifrele de anul ăsta sunt, așa cum vorbeam noi mai devreme, în creștere față de anii trecuți? Mă rog, ne luăm în calcul pandemia, că pandemia e altceva. Da, bineînțeles. Discutăm în acest moment de cifre apropiate de 2018 și 2019. Mă refer la rezervările din agențiile de turism pentru litoral, pentru că discutăm foarte mult de litoral. Acum de 1 mai merg mulți pe litoral, dar și în vară știm că fluxul va fi către mare, către plajă, către soare. Iar acum de 1 mai evenimentele sunt cele care atrag din Vama Veche, Măslinești sau Mamaia. Știm foarte clar, avem atâtea evenimente cu spectacol de muzică electronică în Mamaia Nord. Cluburile sunt deschise, hotelurile și restaurantele au, ați văzut, barbecue, au tot felul de evenimente locale în locație și de asemenea cele două evenimente de muzică rock și muzica aceea pentru tineret care are loc în Costinești, cu siguranță vor aduce câteva zeci de mii de turiști. Așteaptă oricum peste 70 de mii de turiști pe litoral. Acum în această perioadă am văzut Gara de Nord arhiplină aseară, a fost un eveniment plăcut, dar altfel după această pandemie, iar rezervările spun că vom avea într-adevăr o vară bună. Apropo de evenimentele astea, deja îmi imaginez că mâine, duminică și luni dimineață o să fie mai liber așa pe nisip. În schimb, după 11-12 o să vină așa cu pași lenți, cei obosiți de cluburi. Cum arată litoralul dimineața așa pe la 7, 8, 9 de 1 mai? Să știți că litoralul de 1 mai este excepțional. Sunt foarte mulți tineri care animă plajele și așa foarte, și la ore din astea, 8-9 dimineața? Plimbă. După club? Da, să știți că se trezesc după club pentru că oboseala trece, amintirile rămân și preferă să se trezească, să vadă răsărire și vă spun pentru că stau chiar pe malul mării și sunt surprins de multe ori să văd când deschid ochii, să văd foarte multă lume pe plajă, să-i văd cum se bucură de soarele dimineții, se bucură să intre în apă la acele ore. Când apare 7-10 grade, eu nu am îndrăznit până acum, felicitări celor care fac acest lucru. Și să știți că până la urmă este o amintire cu care te întorci, știi ce ai făcut pe litoral, iar 17 grade la prânz înseamnă undeva 22-24 de grade resimțite dacă este soare și cu siguranță va fi un 1 mai reușit pentru că
toată lumea vine să se simtă bine, să se bucure de viață. După acești ani de pandemie în care n-am avut voie să venim pe litoral și putem să raportăm creșteri de câte 3-500%, pentru că hotelurile au fost pline unele 100% încă din februarie, așa cum spunea și mai devreme colega noastră, are 99% rezervare. Slavă Domnului, agențiile sunt încă deschise, avem sisteme online prin care se pot rezerva și de pe drum cazări, așa că dacă nu la hotelul care este deja plin, ca celălalt pe care mai au locuri, putem să-i cazăm pe cei care vin spre litoral. Mă gândesc că și Nașul e mai fericit zilele astea. Apropo de aglomerația din gară. Dumneavoastră, de unde vorbiți cu noi? De la Brașov? Eu sunt în Brașov, da, diseară voi fi din nou în Constanța. Ce să facem? Fișa postului mă obligă, păi de-aia să am fiu... și întrebat, mă gândeam că pe cineva din turism nu e niciodată să-l întrebi, nu e greșit să-l întrebi de la oră la oră de unde este, că este munca voastră să vă plimbați și să ne învățați și pe noi unde să ne plimbăm cu folos. În zona de munte, pentru că avem două doamne de la mare, aș vrea să ne ajutați cu informații despre zona de munte. Ce fac oamenii care merg de 1 mai la munte? Să știți că peste tot am văzut pregătiri pentru grătare, acel celebru mici și bere este numărul 1, iar activitățile pe care le au în Brașov, slavă Domnului, Brașovul a dezvoltat foarte multe experiențe în zona, astfel încât să-i țină ocupați pe cei care vin mai mult de 2, 3, 5 zile și vom vedea Branul foarte aglomerat, Dino Parcul aglomerat, la Reșnov de asemenea, iar în spatele meu deja se vede piața asfaltului este plină, era plină de acum o oră. Sunt copiii care au avut săptămâna verde și asta i-a ajutat pe profesori, dar și pe copii sau pe părinți, putem spune, ieșind și văzând alte locații și alte localități. Astfel, cu siguranță, vom vedea și în weekendul acesta Brașovul plin, Sinaia, Predalul. Cu toate că ne supără aglomerația, dar până la urmă contează orele în care ne relaxăm și ne bucurăm de destinație. Ne supără aglomerația, dar am plâns după ea în pandemie, așa că... Exact. Nu știu ce să zic. Că toată lumea a rupt ușa după pandemie, cum spuneam. Acum o rupem după iarnă către mare și pentru că mă gândeam la mare, dar încă nu este în legătură cu noi doamna de la Vama Veche, mă gândeam la Bolero. Câtă lume mai așteaptă Bolerou la răsărit? Of, cred că merge multă lume, în continuare. Mai ales că, practic, poți să pleci imediat după petreceri, după ce de se termină rând, da. Toate activitățile de veste noapte, imediat te poți duce pe plajă și să te, să te bucuri de câteva momente numai bune. Aglomerația o lăsăm deoparte, nu ne mai gândim la asta. Zilele pe care le petrecem acolo... Nu mai merită bucurie, să ne gândim la câteva ore. Nu se mai cheamă aglomerație, se cheamă bucurie acum. Bucurie, acum e bine. Știți ce aș vrea să vă întreb, domnule Bărhălescu, apropo de ce vorbeam noi puțin mai devreme aici în studio, ce s-a schimbat în ultima vreme la servicii, la felul în care se transformă pensiunile în România? Pentru că și partea bună a pandemiei a existat, acestor servicii care s-au schimbat și aș vrea să vă întreb un 1 mai după perioada asta de schimbări, cum poate să arate diferit dacă mergem la munte, dincolo de inerția sau tradiția de a merge la mare? Ce poate face cineva care merge la munte? Ce nu putea să facă acum 10 ani? Sau ce servicii diferă și calitatea acestora acum s-a schimbat? Acum, într-adevăr, sunt născut mai devreme și am ceva experiență de aproape 30 de ani în turism. Și ați văzut mai multe ca noi, da. 10 ani. Cu siguranță, da. Acum 30 de ani, să știți că, sau 10 ani, nu aveam atâția experiențe la munte sau la mare. La mare, poate, erau cluburi deschise, discoteci. Păi de asta spun, schimbările parcă sunt mai vizibile în zona montană. Iar în zona montană, să știți că au dezvoltat astfel de experiențe, în primul rând. În al doilea rând, pensiunile au început să se raporteze la solicitările clienților. Au trecut de la 2 stele sau 1 stea, ori e... Cei născuți mai devreme știu că erau și clasificări cu bețe, aveau 2-3 bețe sau un băț, fiecare, și apoi au trecut pe Margarete, să sune mai bine. Și avem la 3 stele, 4 stele hoteluri acum ridicate, cu servicii, cu absolut tot inclus. De aceea, pandemia ne-a reglat oarecum și pe cei care lucrează în aceste zone i-au pus să-și îmbunătățească unitățile, i-a ajutat să spună stop
să caute investiții și să le îmbunătățească, iar numărul este unul acum foarte mare, oferta este crescută și chiar dacă este oferta crescută, ne-au ajutat foarte mult tichetele de vacanță. Asta trebuie să o spunem fără doar și poate, pentru că toți cei care au primit tichete de vacanță au călătorit în România la mare sau la munte, iar muntele a fost principalul beneficiar pentru că aici se poate bucura și de ploaie toamna sau primăvară, ori iarna de zăpadă față de litoral românesc, care atrage foarte mult vara, oamenii asociind vara foarte mult cu litoralul. Ceea ce se păcălesc, am putea spune, o parte din turiști este că vin de 1 mai doar cu tricouri și pantalonul scurt. E bine, de 1 mai este bine să ai pullover, să ai jachetă groasă, pentru că noaptea este frig pe litoral, iar pe plajă e bine să ai și un ciorap, chiar dacă vrei să nu-ți înghețe picioarele, pentru că este frig de 1 mai, mai ales noaptea, și vrem totuși să se întoarcă sănătoși și fericiți acasă toți turiștii pe care avem. Da, asta cu hainele este o capcană. Cât de curajos trebuie să fii să mergi de 1 mai la mare sau oriunde, de fapt, și la munte cu atât mai mult, doar în tricou. Dacă te duci la munte, probabil că ții mai multe măsuri de siguranță. Dacă te duci la mare, e clar că toată lumea asociază cu căldură și cu vara. Dar uite că nu e întotdeauna foarte cald de 1 mai, cum e... Bine, 17 grade, dacă o să fie, numai bine. Da. Zic eu, după zilele trecute, când încă era destul de răcoare. Hai să vedem prețuri. Cazările, cât costă anul ăsta față de anii precedenți? Care sunt cele mai mici, cele mai mari prețuri? Care sunt ofertele de lux sau ofertele studențești? Ziceam și mai devreme, au fost turiști care au ales doar două nopți, dar au fost și turiști care au ales trei nopți de cazare, turiști care pleacă practic de astăzi și mai ies luni. Tarifele au început undeva de pe la 250-270 de lei pentru un pachet cu două nopți cu mic dejun. Media unor astfel de prețuri este pe la 5-600 de lei pentru două nopți cu mic dejun. Mulți dintre turiștii noștri pe care i-am avut au ales astfel de pachete doar cu mic dejun. Mai avem și turiști care au ales demi-pensiune pentru anumite hoteluri, multe dintre aceste hoteluri fiind în partea de nord a litoralului. Dintre prețurile mari, să le spunem, dintre prețurile ceva mai ridicate, pachetele au ajuns pe la 1500 de lei pentru un astfel de weekend cu demi-pensiune la un hotel de 4 stele. Am văzut cu toții atunci știrea cu șampania aia foarte scumpă de la mare. O să mai vedem asemenea prețuri, mai sunt și acum, de exemplu, în weekendul ăsta o să mai avem niște știri din astea. În zona aceea de nord, în Mamaia Nord, acolo unde sunt și cluburile, unde merge toată lumea bună care vrea să își etaleze, să zicem, opulența. Da. O să vedem și astfel de știri, cu siguranță, cu sumele mari aruncate prin acele cluburi, prin banii cheltuiți în acele cluburi și nu numai. Costina Ciorbaru, la voi, care este marja asta de prețuri? Care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte pe care le aveți voi pentru perioada de 1 mai? Avem un pachet cu demi-pensiune și unul doar cu mic dejun. 259 de euro ajunge cel cu demi-pensiune pe noapte, într-o cameră dublă. 229 de euro cel cu mic dejun. Cu un minim stay de două nopți. Deci sunt variante pentru toată lumea. Cât străini vin? Sunt oameni care vin de 1 mai să vadă ce fac românii de 1 mai, pentru că nu e o sărbătoare doar românească. Poate noi dăm o valoare mai mare și ne rugăm să pice 1 mai în timpul săptămânii ca să mai facem și punțile alea. Dar străinii cât de prezenți sunt în vacanța de 1 mai? La noi a devenit așa o tradiție, exact ce vorbeau și colegii mei mai devreme, partea cu grătarul, cu bere, da, cu mici. Zic, ei nu se respectă neapărat același tipar prin alte țări. Au și ei zi liberă, este zi liberă prin mai toate țările, cel puțin prin Europa, dar să primești turiști strict pentru această sărbătoare, nu prea îi văd să vină în România. Într-adevăr, vin turiști străini și mă bucură să văd lucrul acesta. Călătorind prin București în ultimele zile, am tot auzit diferite limbi străine vorbindu-se. Da, și eu că de-aia m-am gândit. Dar acum nu știu dacă o leagă neapărat cu această zi liberă sau... Sunt din ce în ce mai mulți turiști care vin să ne viziteze, dar folosindu-se de diferitele zboruri din toată Europa.
Dar în afara țării, în zona europeană, având liber, fac și lucruri deosebite sau e mai mult un stat acasă cu familia față de ce organizăm noi aici? Depinde de grătare și depinde întâlniri de la țară, cu toată familia. La țară, zic eu, pentru că cel puțin zona asta de sud a Europei, pe care o cunosc personal mai bine, știu felul lor de a se comporta și prin Grecia, prin Italia, e în felul lor de a fi, de a ieși, de a se întâlni cu prieteni, cu cunoștințe, cu neamuri și de a face o masă mare, să-i spunem, să iasă la restaurant. Deci seamănă un pic se seamănă mai bine cu ce seamănă facem. Partea aceasta de sud, da. S-a conectat și doamna Caterina Balinca de la Vama Veche. Bună ziua! Bună ziua! Noi vorbeam puțin mai devreme de Bolero și ne întrebam câtă lume va fi la Bolero în acest an, la răsărit, dar aș vrea să vă întreb cum v-ați pregătit dumneavoastră de 1 mai, câți turiști aveți anunțați și dacă ați făcut ceva deosebit față de alți ani? Păi noi ne-am pregătit pentru 1 mai, așteptăm deschiderea sezonului încă din toamna trecută, de când am închis sezonul. Am rezolvat cu tot ceea ce era de rezolvat, am adus îmbunătățiri la locație. Acum, dacă noi așteptăm turiștii cu piscină, cu șezlonguri, cu mic dejun, cu camerele pregătite, cu Wi-Fi în cameră, cu o priveliște extraordinară pe care cred că acum încerc să vă arăt și dumneavoastră. Așa. Asta este priveliștea care se vede din pensiunea noastră. Da? Se vede marea. Turiștii noștri pot vedea răsăritul în direct din cameră. Asta este priveliștea de la noi, de la locație. Da? Așa. Frumos și liber în față. Nici un hotel ca în Mamaia să-ți ia priveliște. Acolo e o problemă cu acele construcții. Așa. Deci asta este marea. Răsăritul vedeți direct din cameră, în unele camere. În altele îl vedeți de pe terasa camerelor. Noi turiștii îi așteptăm, chiar dacă vântul nu ne lasă, noi îi așteptăm pentru petrecerile de seară, noaptea să încep petrecerile în vamă, ziua dormim și noaptea petrecem. Exact ce spuneam, exact, spuneam mai devreme. Mai mănâncă oamenii și altceva decât mici cu muștar zilele astea? Da, noi avem mic dejun continental, noi nu servim mici cu muștar. Și au luat mic dejun sau au luat cu mai multe mese pe zi? Că mă gândesc că micii și procură așa, pe traseu, prin stațiune. Sunt camere și cu mic dejun, sunt și fără mic dejun. La noi turiștii de multe ori vin direct de la distracție la micul dejun. Ce mai mănâncă oamenii la mare, în afară de merdenele? Zic că nu-mi vin gogoșile. Langoși, ce mai mănâncă? Langoși, șaurme, șaurma, cred că e peste tot. Plătite. Da, ce se mănâncă mai mult? Șaurma? Cum? Chiurtoș. Chiurtoș tradițional la mare, nu? Da, chiurtoș tradițional de mare, da, cu muștar. Am vrut să mai întreb ceva și am făcut meniul. Da, am făcut meniul. A, între șaurma și mici, ce mănâncă oamenii mai mult acum? Cu siguranță micii vor fi campioni în această perioadă. Sperăm să-i convinge și pe turiștii străini care vin, pentru că în acest moment, când discutăm de Festivalul de Muzică Electronică, ce-o zis Mamaia Nord, discutăm despre mii de turiști care vin din Marea Britanie în special. Sunt câteva companii care au forțat foarte mult piața din Marea Britanie. Avem și din Italia, din Franța, Spania sau Olanda, dar Marea Britanie ține capul de afiș. Sunt zeci de autocare implicate în transportul lor de la Otopeni. De asemenea, vin și pe Cogălnicianu și nu ne plângem de prezența turiștilor străini în stațiune. Sperăm că va fi un an excepțional din punctul ăsta de vedere. Mi-am adus acum aminte, vorbind de turiștii străini, de ceva care m-a șocat când am aflat și poate că nu o să avem și noi parte de așa ceva pe măsură ce se înmulțesc turiștii, mai ales tineri și adolescenți străini. Era o problemă foarte mare în Spania, avea un fel de challenge.
după ce beau, săreau de la balcon în piscină și cu foarte multe accidente. Spun asta pentru că m-a șocat și cumva involuntar asociez asta cu adolescenții străini care fac lucruri ciudate. Ați avut incidente de felul acesta în România? Ați auzit până acum de așa ceva? A fost un val acum câțiva ani în Spania, era o problemă și cred că în special cu britanicii, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact. Da, nu am avut astfel de incidente. Slavă Domnului, nu sunt piscinele foarte aproape de hoteluri, astfel încât se poată sări din hotel în piscină. Într-adevăr, în Spania este o problemă că mulți aveau aproape balcoanele de piscine datorită locațiilor. Dar dacă ne referim la hotelurile din Mamaia, care au piscină, acestea sunt la o distanță apreciabilă și nu am avut astfel de evenimente, slavă Domnului. Challenge-urile sunt la noi, cine reușește să stea mai mult la petreceri, cine reușește câteodată să bea mai mult și, cu siguranță, cine reușește să stea mai mult la mare. Pentru că am avut cazuri în care veneau firmele de transport să-i preia la aeroport în transfer și îi spuneau, nu, mai stăm o zi sau două, că ne place prea tare, nu vrem să plecăm. Așa că este alt challenge în România. Da, și aici e un challenge al celor care fac rezervări, într-adevăr. E de bine. Exact. Deci un challenge pe culturilor străini este unul foarte, foarte bun. Am auzit foarte mult turiști străini pe care i-am avut oaspeți, care n-au avut ce să compare distracția din România. Au spus că vin în fiecare an de 1 mai aici pentru că este ceva deosebit, care n-au mai întâlnit în alte țări. Vă spun că avem de asemenea turiști care stau în zona de Mamaia, Mamaia Nord, care au spus că nu se distrează așa nici la Copacabana, nici în Miami, în Hawaii n-au putut. Da, s-au mulțit declarațiile de felul ăsta. Vreau să le publicitate ca să ne povestiți mai mult despre asta, pentru că mi se pare foarte interesant. În sfârșit, un lucru la care ne vorbesc și pe noi de bine străinii, așadar publicitate ca să ne povestiți mai amănunțit. Am revenit în studio unde discutăm despre un lucru foarte plăcut, despre mini-vacanța de 1 mai și vorbeam înainte de pauză cu domnul Bărhălescu despre cum văd străinii România în ultimii ani, când auzim tot mai des lucruri bune și în special într-o perioadă ca asta, mini-vacanța de 1 mai, unde noi sărbătorim într-un fel diferit, mai intens, ca să spunem așa, față de alte țări care au și ele zile libere, dar care nu organizează lucruri speciale pentru această perioadă din punct de vedere turistic. Așadar, domnule Bărhălescu, spuneți-ne mai mult despre ce ați început să ne povestiți înainte de pauză, pentru că vrem detalii, vrem să auzim și de bine de noi, să fim și noi lăudați, nu doar criticați de cei care vin în România. Da, să știți că acele premii pe care le-a dat la un moment dat Prințul de Monaco, le-au dat cluburilor din Mamaia ca fiind o destinație prietenoasă și foarte plăcută. De asemenea, am continuat cu evenimentele de muzică electronică de pe litoral. Știm foarte clar că este încă un eveniment în Constanța. Sunt evenimentele de la Costinești. A explodat Costineștiul anul trecut cu 40.000 de copii, despre ce discutăm. 40.000 a dublat efectiv cifra celor care veneau pe litoral de obicei. Și anul acesta, de asemenea, va fi foarte mare cifra celor care vin spre litoral, iar străinii se bucură de astfel de evenimente. Artiștii care sunt aduși la aceste evenimente sunt cei care se promovează și spun că vin aici, iar cei care îi urmăresc pe rețelele de socializare sau le urmăresc evoluțiile, merg să îi vadă și în România. Ori noi fiind o destinație sigură, safe, cu puțină reclamă făcută de cei care au venit pe România. Știm foarte clar, atunci când de Halloween vin celebrități, toată presa vuiește și am văzut cum o simplă rezervare a unor personalități ne-a adus vizibilitate în întreaga lume, așa și litoralul românesc cu 1 maiul și apoi evenimentele din vară reușește să atragă foarte mulți turiști care nu vin neapărat să stea să se prăjească la soare vreme de 3, 5 sau 7 zile să ia tot soarele deodată și să plece acasă. Ce bine și că e destul soare pentru toată lumea. Evenimente. Exact, e loc sub soare pentru toată lumea.
Doamna Ciorbaru, și dumneavoastră ne spuneați că foarte mulți străini vin și se bucură de perioada de 1 mai pentru că fac altceva decât fac dacă rămân în țările lor, în zona europeană cel puțin. Cum a spus și domnul Bărgălescu mai devreme, festivalurile s-au dezvoltat foarte mult la noi. Este cât un festival aproape în fiecare stațiune. Este festivalul într-adevăr de la Costinești, pentru care vin foarte mulți tineri chiar din țară, dar chiar și din afara țării. Avem festivalul din Mamaia Nord, care se desfășoară pe timp de zi, cu preparate, muzică, voie bună. Avem și festivalul tot din Mamaia Nord, cu muzică electronică. Cluburile toate se deschid acum de 1 mai. Acum pornește practic sezonul cluburilor, unde avem invitați care mai de care vin să cânte Ina, Loredana. Deci este pentru absolut toate gusturile, în funcție dacă de ne dați nume, care... dați-ne cel puțin 3 nume. Pentru că nu avem voie să facem reclamă. Oh, îmi cer scuze. Dar oricum, petrecerile sunt... Ideea este că avem și artiști români, avem și artiști străini, așa că în funcție de gusturile fiecăruia și preferințe se pot distra în Mamaia și în stațiuni... În stațiunile de pe lângă se pot distra românii, străinii, iar, repet, străinii sunt foarte, foarte încântați de distracția pe care o găsesc în Mamaia de 1 mai. Aș vrea să mă întorc puțin la domnul Bărhălescu. Ați vorbit mai devreme puțin de copii și mă întrebam, apropo de copii, eu am fost în tabere când eram mică, am prins încă niște ani în care se mergea în tabără și aș vrea să vă întreb dacă turismul include și asemenea lucruri. Cât de multe tabere pentru copii se organizează la nivel național și dacă se simte o schimbare în ultimii ani, pentru că eu am văzut printre prieteni cu copii, printre părinți, că își doresc asemenea evenimente și poate dacă nu de 1 mai când avem alte priorități, dar pentru că oricum începe sezonul estival, aș vrea să ne spuneți câte agenții se ocupă de asemenea organizări, dacă aveți solicitări, dacă asemenea evenimente de tabere cu copii sunt organizate de școli sau de alte entități, care este mișcarea, ca să-i spunem așa, în direcția asta a taberelor pentru copii? Sună interesant întrebarea, puțină lume se întreabă și felicitări că vă gândiți la așa ceva. Eu mă gândesc pentru că mie îmi plăceau foarte mult taberele și mereu mi s-a părut că este o pierdere că nu se mai face. Vă spun extreme. În România se organizează pe litoral hoteluri și pensiuni care au cazări cu 3, cu 4 copii în cameră sau 6 și care reușesc să optimizeze prețul să fie foarte accesibil. La multe de asemenea sunt foarte multe pensiuni care s-au axat pe grupuri de 40-50 de copii, astfel încât să cuprindă un autocar care să poată ajunge în destinație. De asemenea, prin țările vecine nouă, prin Bulgaria, tabere de schi, vara la fel la mare, Grecia, Turcia, agenția noastră de turism organizează inclusiv în Statele Unite tabără. Știu că sună puțin diferit. Nu, dar sună interesant, din punctul meu de vedere. Dar avem o tabără în Statele Unite, New York, Washington, Orlando și Miami. În Orlando sunt locuri de distracție. Ce vârste au copiii care merg în această istorie tabără? Istorie și muzee. Estimăm 40 să fie anul acesta, nu ne oprim niciodată în a limita locurile și de asemenea am avut, acum vor pleca acei copii de la NASA, vor pleca în Statele Unite și se duc odată în Dallas și apoi combină cu New York, pentru că dacă tot zboară până acolo, trebuie să bucure destinație, mai ales că sunt copii care au câștigat acel celebru concurs de proiecte spațiale din Constanța. În fiecare an avem câte 30-40 de copii care sunt câștigători la astfel de competiții. Sunt un exemplu, un model bun și ar trebui să fie o încurajare pentru toți copiii să se gândească că și ei ar putea să facă lucruri asemănătoare. Aș vrea să vă întreb, apropo de tabăra de care spuneați, ce vârste au copiii care merg în America în tabăra de care vorbeați dumneavoastră? Sunt unii mai mici de 5-8 care merg cu părinți, dar sunt și copiii mai mari care merg însoțiți de profesori, pentru că este o experiență. De fiecare dată, experiențele în țări străine sau în localități, în afara localității în care locuiești, sunt excelente, pentru că au dimensiunea
până la urmă a deplasării, au dimensiunea spațiului, sunt puși în alte condiții decât cele de zi cu zi, sunt obligați să se descurce, să mănânce diversificat și să accepte și alte altă arhitectură, alte spații, alte obiceiuri decât cele care sunt învățați în fiecare zi. Și asta înseamnă educație. De fapt, România s-a educat prin turism în ultimii 30 de ani și vă spun sincer, am constatat pe pielea mea cu clienții noștri acest lucru în fiecare an. Cât de mult înseamnă asta și cumva așteptările de la românii care pleacă să lucreze în afara țării sunt legate de această educație de care vorbiți dumneavoastră, dar care la unii funcționează, la alții nu, din păcate. Aș vrea să mai mergem puțin la Vama Veche. Doamna Balinca, ne spuneați puțin mai devreme că aveți un mic dejun continental. Ce găsesc clienții la dumneavoastră în materie de mâncare dacă vor să fugă de mici, să spunem, prin absurd că cineva nu vrea să mănânce mici de 1 mai? Dacă nu vor să mănânce mici, putem să le vorbim oferim... Vorbim de cei care mănâncă în continuare carne, nu de ceilalți, evident. Ok. Avem mușchi țigănesc, pastrama fumată, brânzeturi, variate. La micul dejun se pot servi cu cafea, sucuri, apă. Minerală, apă plată, absolut toată gama. Dar vă spun, majoritatea turiștilor din Vama Veche nu pun accentul pe mâncare. La noi distracție e baza. Și cei care... Și cum spunea și domnul de mai înainte, într-adevăr, turiștii din afară sunt foarte încântați de distracție, mai ales de distracția din vamă. Aici ai o varietate, poți merge din club în club, poți să te distrezi pe plajă, poți să te distrezi pe nisip. Deci este extraordinar. Spiritul vămii nu va muri niciodată. Deci spiritul vămii face toți banii și tot timpul. Da, vama are un loc aparte. Și de vamă, cred că am auzit la turiștii străini de mai multă vreme decât am auzit despre alte zone din România, că în vamă distracția s-a făcut remarcată printre străini de mai multă vreme. V-aș mai întreba câtă diferență mai este între vamă și Mamaia, pentru că cei care iubesc vama de pe vremuri sunt critici acum în ultimii ani. Au spus că nu prea mai e diferență și că fițele au ajuns și în Vama Veche, așa este? Deci, dacă ne referim că nu se mai stă numai la cort și sunt și pensiuni, de exemplu, cum este și a noastră, de 3 stele, care îți asigură un oarecare confort, climatizare, apă caldă, nu mai ești ca la cort, așa, dar totuși nu a murit spiritul vămii și nici acum vamaioții vechi care veneau la cort vor alt confort, dar poate vin totuși, cu familie, dacă copii, vrei, poți folosi zona de cort. Unde poți să stai în cort, poți să stai pe plajă, încă cine vrea folosește locații moderne, cine nu poate folosi ceea ce foloseau și înainte, cortul. Și practic acum la locațiile astea pe care s-au dezvoltat în vamă, sunt pentru cei care deja au copii, acum sunt copii în vamă, ceea ce înainte nu era. Acum sunt copii în vamă, iar dacă e vorba că spunea despre distracție, să știți că tineretul este foarte dornic de distracție și, într-adevăr, este și bine educat. Chiar cât zicem noi așa că tinerii noștri, dar totuși tinerii noștri sunt totuși educați, știu să se distreze. Și în vamă este oarecare libertate. Libertate în ce sens? În sensul bun, nu în sensul rău. E libertatea aceea de a te duce oricând, la orice oră, oriunde și să o ții, să aștepți pe malul mării să răsară soarele, să vezi răsăritul din mare și după aia să mai continui puțin distracția până la micul dejun, să te bagi la somn, să te mai trezești după amiază și să o iei de la capăt. Da, foarte frumos. Uite, spiritul de vamă se dă mai departe, pentru că acum sunt din copii... Din generație în generație. Da, 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 e moștenirea asta. Și e bine că ai de unde să alegi diferite unități de cazare. Fie că vorbești ai de pensiune, fie că alegi aici, vorbești că exemplu... îți dorești să stai la cort în continuare. Da, spuneți! Aici sunt zone unde este muzică folk, sunt zone în care se cântă house, sunt muzică electronică, muzica care este la Never See se cântă și în vamă.
Într-adevăr, noi aici în Vama nu suntem adepți manelelor. Sper să nu supăr pe nimeni cu asta. Așa, și cred că e singurul loc în care încă nu s-a ascultat așa ceva. Da, toate genurile muzicale își găsesc clienți și fani. Important e că avem și 1 mai este un eveniment cu toți fani, cu foarte mulți fani. Toată România este fană, sau aproape toată România, de fapt, hai ca să nu generalizăm. Ce ar trebui să avem în vedere acum? Mai avem un minut, nu știu, poate sfaturi, să ne întoarcem cu bine din vacanța asta de 1 mai, cât mai puțină mai hmureală, cât mai puțină nevoie de ciorbă, de burtă, pe post de medicament. Excesul peste tot dăunează, deci e bine să avem grijă și la mâncare, și la băutură, și la trafic. E aglomerație, unde e aglomerație întotdeauna poți să întâlnești persoane care nu sunt cele mai prietenoase, trebuie să avem grijă și la cei din prejurul nostru. Ne bucură să vedem foarte multă lume, dar totuși să fim și cu grijă și cu băgare de seamă. La buzunare trebuie să fim atenți, că este tot timpul anunțul ăsta la toate mijloacele de transport în Uniunea Europeană. Și prin cluburi se poate întâmpla, Doamne ferește. Deci atenție sporită și distracție maximă. Da. Toată lumea o să aibă niște zile, cei care nu lucrează, că unii sărbătoresc numai prin muncă. Prin muncă, da, uite, chiar și tu, chiar da. Și cazurile de față, da, și noi. În orice caz, oricum, chiar și dacă va fi o zi de muncă, poate este una mai relaxată și la pauza de masă, mici cu muștar. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Eu sunt Raluca Alhadad. În scurt timp, la ora 12, colegul meu Andrei Gheorghe va vorbi aici la Prima News despre candidatura lui Joe Biden și despre turismul de 1 mai, subiect pe care l-am început și noi aici. Andrei! Bun găsit, Raluca, bun găsit tuturor. Vă propunem pentru prima oră a ediției noastre teme politice, politică externă mai exact, candidatura lui Joe Biden pentru nou mandat la Casa Albă, reacția din partea fostului președinte Donald Trump, despre care știm deja și ne așteptăm să fie contracandidatul actualului președinte pentru o nouă cursă la Casa Albă, pentru Casa Albă. Totodată se anunță și candidatura lui Robert F. Kennedy. Discutăm despre acest subiect, discutăm și despre summitul G7 care va avea loc în Japonia, la Hiroshima. Președintele american Joe Biden și-a anunțat participarea la summit și, bineînțeles, discutăm și despre ultimele acuzații aduse la adresa lui Donald Trump. Pe partea a doua, turismul de 1 mai, unde plecăm în mini-vacanța de 1 mai, după cel mai scump Crăciun, cel mai scump Paște, urmează și cel mai scump liber de 1 mai. Mulțumesc, Andrei. Eu, cum spuneam, sunt Raluca Alhadad. O să ne revedem și noi de 1 mai, pentru că și noi lucrăm, dar o să ne vedem în Piața Obor. Așadar, de la 9 la 12, eu și Daniel Osmanovici o să fim acolo. O să mâncăm, sper că nu doar o să mirosim micii cu muștar, pentru că o să stăm exact lângă grătar. Așadar, vă așteptăm și în piață, dar și la televizor să ne urmăriți și să vă bucurați de 1 mai împreună cu noi.